Bună seara, stimați prieteni! Am așteptat acest webinar, cred că mai mult decât unii din voi, și sunt câteva motive pentru asta. În primul rând, motivul numărul unu e faptul că avem un subiect destul de interesant. În al doilea rând, avem și... Da, comentariile nu le văd. Și vreau să vă mai spun și altceva. Subiectul ăsta... 13 platforme de promovare pentru orice afacere. De ce am spus 13? O să înțelegeți astăzi pe parcursul întâlnirii noastre, dar nu e una și nu e trei și nu sunt cinci. Și da, ele pot fi și 50. Doar că sunt 13 din ele care sunt de cel mai des ori ignorate. Și pe nedrept, aș spune eu. Acum, până una alta, aș vrea să vă rog să facem un sound check, ca de obicei, să puneți de la 1 la 100 cât de bine mă auziți și mă vedeți, ca să înțeleg dacă este tot ok la noi și dacă putem continua cu discuția noastră. Deci de la 1 la 100, dacă mă auziți și mă vedeți perfect, și dacă mă auziți și mă, și mă vedeți perfect, atunci noi putem continua. Pentru că tehnica e tehnică, știți cum, ca să nu riscăm. Cu regret pentru cei care sunt mai înceți și cu spre fericirea celor care sunt mai rapizi, astăzi vom vorbi într-o formă așa mai... să zic așa, mai în viteză, pentru că avem foarte multă informație importantă pe care aș vrea să o trecem. Și această informație e importantă să o trecem în formatul ăla în care mi-am propus eu, ca să vă dau un pic sunet ceva pe fon atunci când vorbiți. Pe fon, nu știu, poate pe fon, poate ăstea, cum se numește, ferestrele, să le închideți pe acolo, ușile, că poate de afară. Dar dacă nu, video e bun. Dacă video e bun, deja e mult. Pentru cei care nu știu unde au ajuns sau cum au ajuns aici, tot nu prea știu, background Pricolnia. Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru complimentele voastre care sunt foarte importante pentru noi. Vorbim astăzi despre câteva subiecte importante. Cum să delegi, aici la noi au frânat comentariile și ele nu merg. Cum să delegi locul potrivit pentru să alegi locul potrivit pentru promovare. Spun asta pentru că o bună parte din antreprenori, în principiu, atunci când vor să se promoveze, mă întreabă, da, de unde crezi că ar merita să? Și da, astăzi o să vorbim despre că unii sunt pentru unele platforme, alții pentru alte platforme, chiar dacă sunt și pentru unele și pentru alții, pentru altele nu le utilizează și asta e o altă problemă. Gratuit sau cu plată? Sunt foarte mulți din cei care tot caută și astăzi încă și speră că o să găsească niște platforme gratuite pe care să facă marketing și să facă vânzări. Trebuie să vă spun că ele posibil există, dar la cât de buni trebuie să fim ca să fim prezenți acolo și ca să ne ia, să ne cumpere lumea serviciile sau produsele, puțin șansă. Aici, cum presupun eu că nu sunt aici așa în marketing, copywriting și nu doar, presupun că o să fie totuși cazul să vă orientați și să ascultați și de platformele cu plată de care vorbim azi. Cum să măsori rezultatele, despre asta tot vorbim, cum să măsori rezultatele în promovarea ta. Pentru că exact azi am avut o întâlnire, o consultație în care acel antreprenor care a venit îmi spune: da, noi am înțeles, noi am făcut tot asta, dar cum știu eu că... Și mai departe s-a meritat informația, s-a meritat bugetul care l-a încheltuit el acolo, s-a meritat efortul și tot așa. Ce conversii îți poate aduce fiecare platformă? Pentru că de pe fiecare platformă există niște conversii și astăzi o să vă arăt și niște exemple ce înseamnă aceste conversii și de ce ele atât de mult diferă. Care sunt cele mai frecvente greșeli, o să vorbim, și cine trebuie să facă promovarea, pentru că, din nou, avem acea problemă în care antreprenorul spune: eu n-am de gând să fac marketingul ăsta, dar nici nu deleagă, el nu face pentru că nu poate, dar altcuiva nu deleagă pentru că nu știe cum sau cui și cât trebuie să-i plătească și tot așa. Subiectul ăsta la fel o să fie abordat azi. Cine din cei care sunt prezenți aici, 158 de oameni, sunt pentru prima dată? Vă rog să scrieți cifra 1, sunt cei care pentru a doua oară scris cifra 2, sunt cei care sunt a treia plus oară scris cifra 3, vă rog. E important acest detaliu ca să mai înțelegem cu cine suntem în aceeași oală astăzi de discuții. Numărul 1, numărul 2, numărul 3, puteți scrieți și de unde ați ajuns aici, de unde ați ajuns, la fel puteți scrieți, gen de unde ați aflat. Facebook, Instagram, Instagramul meu sau altcuiva, SMS-uri sau recomandări și tot așa.
Foarte mulți avem și din cei care nu sunt pentru prima dată. Asta bucură. Data asta avem și mulți din cei care nu sunt pentru prima dată și asta e fain. Pentru cei care sunteți pentru prima dată, niște momente organizatorice pe care vreau să le discutăm, durata o să fie vreo ori jumate, dar evident majoritatea, din majoritatea ori totuși e de două ore. La final o să avem blocul de întrebări și răspunsuri, dar de obicei prefer totuși să răspund pe parcurs. Văd răspunsurile voastre de la Olga, 10-a oară, de pe Facebook, scrisoare recare recomandată, de la Diana Rimiș. Văd și pe Diana aici, mulțumesc la toți influencerii Moldovei, Țăpordei, Angry Business, super, 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 mulțumesc. Va fi înregistrarea video, după cum vă spuneam. Întotdeauna este. Pentru cei care nu au fost până la acest webinar, vă recomand, fie pe YouTube, să intrați direct și să le vedeți toate webinarele cu toate subiectele necesare. Cred că toți 12 ani de facultate, dacă ar fi 12 de facultate și nu 3-4, sunt în aceste webinare și niscromnici ei mai ieși când spun lucrul ăsta, pentru că real tot cam de ce ați avea nevoie la toate aspectele le găsiți acolo, dar cei care sunt astăzi aici, aveți două cadouri, dacă pot să le spun așa, bonusuri. Primul bonus este pentru standard, pentru cei care de obicei vin la webinare. Dar al doilea bonus este unul special, atenție, special, dacă aveți vreun prieten care tare va avea nevoie, fie de ceva informații, fie de ceva, puteți să-i trimiteți acum link-ul, pentru că anume cei care participă astăzi live în acest webinar vor avea parte, posibilitate să beneficiezi de cel super mega bonus și ca să înțelegi că el real este foarte bun. Cu mâine este ziua subsemnatului de naștere. Astăzi am decis că o să fac acest cadou minunat și o să pot să vă ofer posibilitatea o dată în an, astăzi, să vă ofer posibilitatea, da, să beneficiați de el. Bun, pentru efect maxim, deconectați telefonul dacă e posibil, dacă vă uitați la calculator, dacă nu, atunci puneți-o pe silent și rugați-i pe toți ceilalți care sunt să vă deranjez un pic mai târziu, mai după nou. Mulțumesc, felicitări, le primesc mai târziu și într-o altă formă de dorit financiară. Notați ideile noi pentru că e important și, după cum spuneam, ador ca să o văd în stories-uri, oamenii care fac acele notițe și ulterior și implementează ceva, dar mai mult decât atât, oamenii care după asta privesc un curs, merg la un webinar, ascultă și implementează, ca să, Dumitru, pentru bonus o spun mai târziu și trebuie făcut, ca să, după ce beneficiază de acele informații, să implementeze și după asta să scrie un feedback mesaj și să îmi spună cât de mult i-a ajutat acel sfat sau acea idee sau acel instrument. De asta să fiți activi este important, să fiți prezenți este important până la final și dați tag speakerului și nu doar speakerului, la fel este important. Cadou, mergem la el la consultație la bridge. Nu, cu regret sau spre fericirea voastră, nu, asta este altceva. Dar despre asta vorbim un pic mai târziu. Bun, cine este speakerul? Speakerul sunt eu, cât de straniu asta n-ar părea. Cu 15 ani de experiență, cu toate greblile călcate, toate posibile greblile călcate. De asta mă bucur când aud feedback-uri de genul da, tu ai pățit, tu ai fost, tu ai trecut, tu ai... Da, eu tot. Astăzi vorbeam cu un viitor coleg de-a meu de breaslă și îi spuneam, uite, în principiu, diferența dintre cei care vorbesc din cărți și vorbesc din experiență este în greutatea cuvintelor pe care ei o spun. Și ei nu încearcă să mângâi pe cap pe nimeni. Când în TikTok zilele astea pusesem o postare și spunea cineva, bă, tu vorbești de parcă ai milioane de urmăritori și așa o leacă este de aroganță. Nu, asta nu e aroganță. Asta e un fel de pofighism de ce o să creadă lumea, pentru că eu știu ce am trăit, eu știu ce înseamnă această experiență și fiecare cifră sau detaliu pe care îl vorbesc este o chestie experimentată, testată și atunci da, nu prea ai motiv să mângâi pe cap, să spui lucrurile frumos sau să îndoi moi sau ocolești colțurile, pentru că lucrurile sunt așa cum sunt. Și dacă ție nu-ți place să auzi că tu nu ai potențial acum sau că nu este bună idee sau că nu merită să investești sau că nu este TikTok-ul cel mai rău instrument pe care l-ai auzit în viața ta, asta e problema ta că nu-ți place să auzi treaba asta. Și cu regret, da, nu prea mângâiam.
Gangry Business sau acolo unde au trecut peste 1500 de antreprenori prin mâinile noastre și i-am ajutat într-o formă sau alta de la zero să pornească sau de la un anumit nivel. Cred că ați auzit Evenda, care de pe 2010 organizează tot ce înseamnă conferință de business, și Bridge, care organizează împachetarea afacerilor și consultanța. Iată sunt companiile cumva într-o formă sau alta în care am legătură. Dar cel mai tare ce îmi place, cu ce pot să mă laud și ce ador să fac, este să fac acele consultații cu antreprenorii și nu doar, start-uperi inclusiv, care sunt zilnic câte 3, 5, 7 în fiecare zi cu oameni din Moldova și din afară, în care aud problemele lor pe care le au și provocările pe care le au și cifrele pe care le au ei, reale și nu cele care le afișează locumătru, lui mama, lui soț sau la copii. Iată, astea sunt lucrurile care mă fac cumva să înțeleg și să fiu cu mâna pe puls și atunci când vă spun că ceva merge sau nu merge, mă refer la un anumit instrument sau niște cifre raportate la nișa de business, raportate la o piață în care sunt 50 de jucători cu care am discutat și din a căror detalii inclusiv pot să fac concluzii. Serviciile pe care Bridge le prestează, evident, atunci când și dacă vreți să gândiți un nume, vă puteți adresa la noi. Numele nu este pur și simplu Mavaca de la Maria, Valeriu și Carpenco. Da? Numele trebuie să fie ceva un pic mai complex și el merită multă atenție. Unele nume noi le naștem în câteva săptămâni, chiar dacă altele ne reușesc să le naștem în câteva zile. Brandbook-ul, sau altfel spus imaginea, logotipul, la fel sunt importante și cu asta tot vă putem ajuta. Site-ul, landing page sau magazin online, instrumentele de marketing, CRM, că am mai auzit astăzi la consultații cei care au fost la webinar și au spus eu n-am înțeles și asta CRM, că tu așa ai spus CRM. Baza de date în care se păstrează clienții voștri, pe care puteți duce prin etape și la cărora le puteți vinde ceva sau readuce aminte de ceva sau și păstra istoricul cu ei. Scenariile de vânzări, cum să vorbiți la telefon, în Messenger și tot așa, pâine de vânzări cu toate detaliile și azi o să vă arăt un model și instruirea angajaților inclusiv. Fericirea clienților noștri. Asta, cum se numesc ăștia care fac la aeroport? Stewardesele, da? Stewardii. Când instructorul și el îl fac și tu zbori 1000 oară. Și sunt unii care 1000 oară deja aud aceeași chestii. Da, avionul oricum nu spornește, de asta el oricum trebuie să asiste la acel instructaj de cum să-și pună masca și pentru că, da, de asta cei care sunteți a 3-a plus oară, fiți fericiți că zburați de atât de multe ori. Mă interesează acum cine este prezent la webinar. Cine este prezent la webinar mă interesează, știți deja de ce, pentru că abordarea evident o avem anume prin prisma acestui răspunsului la această întrebare. De asta cine este antreprenor, scrieți antreprenor, cine este marketer, că astăzi sper să fie și SMM și marketer, scrieți SMM sau marketer, cine este angajat, scrieți angajat, cine este din ăsta, potențial, da, viitor antreprenor, scrieți viitor antreprenor. Studenții tot puteți scrieți. Dar student nu-i, ăsta e, student ăsta și. Ăsta e fie viitor antreprenor, fie antreprenor deja, fie angajat. Nu poți să fii pur și simplu student, că tu nu ești parazit și trăiești pe ghebul la părinți. Tu poți să faci ceva cât ești student. De asta ori tu ești angajat undeva, ori trebuie să deschizi propria afacere, ori deja o ai. Atât. Nu există alternativă. De asta elev antreprenor, asta îmi place deja, student marketer. S-a învățat minte, viitor antreprenor. Sunt și voi fi. E, nu, asta e de bine. Viitor antreprenor super, angajat, viitor antreprenor. Bun, am înțeles, studentă. Dumitrița, nu poți fi studentă. Fost angajat atunci. Fost angajat, dar încă nu antreprenor. Asta e așa, frumos spus că eu nu acum, eu o leac mai încolo. Bun, văd. Știți, în discuțiile pe care le avem în fiecare zi cu antreprenorii și start-uperii și nu doar, avem niște, dacă pot să le spun așa, mesaje pe care le auzim de la dânși și aceste mesaje pe care le auzim de la dânși, văd, specialist în cripto, Bilous Mihai, super, Mihai, am nevoie să mai rediscutăm cu tine niște întrebări acolo. Antreprenori viitor și viitori antreprenori, super, angajat și antreprenor începător, MLM, da, zdravstui, te MLM.
Ce vreau să spun, zilnic avem întâlniri cu antreprenorii și avem așa tip de întrebări din partea lor, dacă pot să le spun întrebări, sau gânduri inclusiv. Știi, când vorbim de marketing, caz de marketing vorbim, Alexandru, știi, noi mai mult de recomandări lucrăm, noi ca mai mult oamenii care sunt mulțumiți de serviciile noastre, ei ne oferă posibilitatea ca noi să avem și alți clienți și tot așa. Eu doar o mică paranteză să fac. Recomandarea nu este un instrument de marketing, de fapt. Recomandarea este un bravo vouă pentru servicii și de asta vă recomand. Cu regret, recomandarea, de ce spun că nu este un instrument de marketing? Pentru că majoritatea din voi nu cereți recomandări. Voi de obicei în recomandări, cum aș putea să invit alte persoane la acest seminar, aveți link, Olesia, nu știu dacă acum pot să-ți dau link, dar copiii de acolo de sus și el la spate să treacă pe acel link. Ce vreau să spun despre recomandări? Dacă voi aveți, de exemplu, prestați niște servicii sau vindeți niște produse și atunci când ați vândut produsele sau serviciile, voi adresați la acel client și îi spuneți, domnul Xulescu, vă rog frumos, scrieți-mi 3-5 nume de clienți, potențiali, prieteni sau colegi de dumneavoastră, care credeți că ar dori să beneficieze de acest produs sau serviciu. Și clientul scrie cele 3-5 nume. Iată, în cazul dat, recomandările sunt instrument de marketing. Nu puteți să nu-mi mulțumiți, deja v-am dat al 14-lea instrument de marketing din lista celor 13 de astăzi și da, el este unul foarte bun. Doar că majoritatea din noi nu cerem acele recomandări. Dar dacă ați face de mâine asta, iată atunci voi ați putea să spuneți că noi lucrăm pe recomandări. Dar în rest, așa, oamenii normal deja se întrebe. Dacă el a gustat și e cât de cât ok, normal că se întrebe. Băi, tu nu știi pe cineva? Da, știu. Ia ca pe băieții ăștia. Pe băieții ăștia pentru că nu a găsit pe altcineva mai bun încă. Imediat ce o să-l găsească, tu nu mai ești în lista de recomandări, stai liniștit. De asta, ca și instrument, el e și relevant și lucrează atunci când la fiecare întâlnire cu clientul vostru, după cumpărătură sau nu neapărat, pentru că voi și după consultații puteți spune, uite, ți-a plăcut consultația noastră, da. Poți să ne dai 2-3 recomandări de oameni care le-ar fi utile la felul de consultații de gen dat, pentru că s-ar putea din 10 numai 2 să cumpere, dar toți restul 8 pot să vă dai recomandări. Deci nu toți 8 poate să vă dai jumătate din ei recomandări, dar pot să vă dea recomandări. Spuneți-mi, vă rog, dacă iată acest instrument pe care vă l-am dat, al 14-lea a 14-a platformă, deja o meritați să fiți la acest webinar. Și cine din voi o să facă asta de mâine? Pentru că e un instrument real bun. Și na, dacă am ajuns să discutăm despre el, întrebarea este, voi o să puteți de mâine? Sau nici nu știu dacă să puteți, voi trebuie să puteți. Să faci treaba asta, să cereți de la oameni cu care interacționați într-o formă sau alta cu recomandare. Poți să-mi dai, te rog, 2-3 recomandări a celor care crezi că ar dori să beneficieze de acest serviciu? Și gata. Și lasă el să spună nu, dar puțin probabil. El deja și-a luat ce era a lui, tu deja nu-i vinzi, dar dacă ai vândut perfect, și atunci poți să ceri și acea recomandare. Tocmai 3 oameni sunt fericiți de acest instrument din 200 și ei o să facă treaba asta. Deseori cer recomandări la clienții mei, drept că nu tot timpul. Bravo! Cereți de aici încolo tot timpul. Bun, acum ne întoarcem la acele idei. Fac asta deja, dar mi-a confirmat că e folositor, am argument și pentru colegi acum. Super! Eu pun $5 pe zi. Vin unii cu despre marketing când vorbim și spun, eu pun $5 pe zi, Alexandru, și ia ca... Și, sau invers, $5 pe zi, Alexandru, dar nu sunt nimic rezultat, dacă sincer nici nu știu dacă merită să mai fac reclam pe Instagram. Sau $10 pe zi mai sunt cei care sunt foarte curajoși. Altă idee este că mă tem să investesc. Iată, știți, sunt unii care vorbesc cu în termeni de ăștia. Alexandru, eu mă tem să investesc. Te tem să investești? Ok. Dar acum întrebarea este dacă te tem ăsta, acest mă tem, ajut cumva? Revenim. Sau am cumpărat acum materiale, Alexandru, sau am cumpărat acolo un depozit, sau am cumpărat acum tehnică, de asta noi nu avem posibilitatea să investim în marketing, de asta dacă ne poți recomanda niște platforme gratuite. Dacă ai cumpărat materiale, poate întâi trebuie să faci marketing și pe urmă să cumperi materiale, măcar știi și trebuie să cumperi, dar nu invers. Nu găsesc un expert. Mai sunt și așa idei cu nu găsesc un expert. Dacă nu găsești un expert, este o problemă. Pentru că experți, de fapt, sunt foarte mulți. Întrebarea este de ce acel expert nu vrea să lucreze cu tine sau la tine în echipă.
Și poate nu acolo îl cauți. Și poate nu atât îi propui cât ar vrea el. Poate tu vrei să-l iei degeaba, dar expertul și ăla costă, evident, banii care îi costă. Și mai evident, fericită, frumoasă și prea frumoasă întrebare, cam cât ar trebui să investesc în marketing, Alexandru? Adică cam cât măcar o sumă, spune-ne aproximativ. Spuneți-mi, vă rog, cine din voi măcar o dată ați avut întrebarea asta la voi, dacă nu la cineva din experți, adică spuneți-mi cam cât ar trebui să investesc în marketing. Dacă ați avut vreodată așa ceva, puneți-o în cifra 8, nu știu, sau ceva, ca să înțeleg că asta e despre voi. Pentru că e suficient de frecvent întrebarea respectivă, chiar dacă la ea, de fapt, nu există un răspuns. El nu există. De ce nu există? O să vă spun un pic mai târziu. Ce țin de cripto, pot să mă recomand cel mai bun specialist. Luci Anton, dacă ești cel mai bun specialist în cripto, atunci scrie-mi un mesaj în privat, că am și eu niște oameni care tot întreabă de așa specialiști ca tine. Bun, în privat, în sens cu undeva pe rețelele sociale. Rodica, văd optul tău, Alexandru, văd plusul tău. Da, Lavinia, văd, 25% din suma produselor de vânzare. Ok, asta ați decis voi așa probabil, sau ați decis compania, că nu există așa o regulă. Dar revenim la subiectul dat, cât din investim în marketing. Bun, acum, dacă vă sunt cunoscute aceste întrebări, pentru că e important să înțeleg că suntem cu aceleași provocări, noi trecem repede acum prin niște detalii tehnice, inclusiv atât răspunsuri la niște întrebări frecvente, ca ulterior să revenim neapărat și la platformele pentru care voi sunteți prezenți astăzi aici. Dar până la, și tare important treaba asta acum, până la afla care sunt platformele, că voi în principiu le știți și o să vă șocați că nu o să fie nicio platformă nouă din listă, detaliile despre ele poate să fie, dar înainte de asta e vorba despre mentalitatea, atitudinea și abordarea pe care o aveți voi față de tot ce înseamnă marketing și ca ulterior, utilizând aceste platforme, să aveți maxim rezultat. Bun rezultat, asta e important. Păi iată, cum să alegi locul potrivit pentru promovare? Asta e prima întrebare, pentru că e important să-ți răspunzi întâi de toate aici. Dacă vorbim despre alegerea locului, trebuie să țineți cont de câteva detalii. Întâi, ce vinzi? E important să înțelegi ce vinzi. Pentru că dacă vinzi lucruri scumpe sau vinzi lucruri ieftine, pentru că vinzi ceva pentru piață sau vinzi ceva pentru Instagram și Facebook, dacă vinzi ceva pentru magazin, supermarket și altfel nu poți, sau dacă vinzi tractoare și ai nevoie de un hectar de pământ cu tot cu depozit și tot așa, dacă vinzi, ce vinzi trebuie să fie foarte clar pentru tine, ca dacă vorbim de marketing, că de acolo pornești, dar și el ceva, cui îl vinzi, pentru că e important ca să înțelegi locația respectivă ulterior cum să o alegi și multe, multe alte criterii ca să poți face promovarea respectivă într-un anumit context și tot așa, cât vrei să investești, e tare important aici să răspunzi pentru tine la această întrebare, cât vrei să investești, atenție, spun nu degeaba. Știu că un pic mai devreme am spus că nu există o sumă anume în marketing cât, dar când voi vă răspundeți la cât vrei să investești și, iată, pentru acel produs sau serviciu și vorbind de marketing, aici eu pot să, foarte ușor să-mi dau seama despre harta mentală a acelui antreprenor și cam care sunt șansele, dacă pot să-i spun așa, la un dita mai business. Spun asta acum pentru că atunci când un antreprenor îl întrebi cam cât ai vrea să investești în marketing, exact așa cum îi întreb cam cât ai vrea să câștigi profit, când îmi spune antreprenorul, nu știu, măcar vreo 100, cred că 150 de euro, 200, și uite așa la tine, 200, tipa, ce îi spui, e mult, da? 200, latna, 150, i-am glumit 200. Tu atunci înțelegi că în principiu, tu nu-ți poți să vorbești aici despre marketing la modul serios. Da, poate la etapa inițială, dar nu el, nu se referă la etapa inițială, asta e în harta lui. Exact așa cum unii, atunci când îi întreb cât vrei profit, nu știu, măcar un 50.000. Și tu întrebi, ok, cât vrei să investești pentru ca să obții 50.000 lunar profit? Și el spune, nu, la moment îți gata vreo, nu știu, vreo 3.000 de euro. Tu serios? Adică tu vrei să investești 3.000 de euro și să câștigi 50.000 de euro? Poate e invers, că erau și timpuri când se investea 100.000 de euro și să câștiga câte 1.500 pe lună mulți ani înainte? De ce spun lucrul ăsta? Pentru că atunci când vă răspundeți voi la întrebarea cât vrei să investești în marketing, legată de ce am vorbit un pic mai devreme, voi puteți să vă testați și harta voastră mentală. Cum vei măsura rezultatul? E tare important. Și de asta o să vorbim astăzi. Și cine o să facă asta? Iată, ca să alegi locul potrivit pentru promovare, locul potrivit pentru promovare, întâi trebuie să înțelegi ce vinzi,
ceva să meargă pe Facebook, dar ceva pe Instagram, ceva pe 3 din nou, dar ceva pe TikTok, ceva pe Adnaclasin, dar ceva la televizor. Cum să alegi locul potrivit pentru promovare în funcție de cui vinzi? Pentru că dacă vinzi la pensionari, trebuie să fii mai mult pe Facebook și la radio. Dacă vinzi, nu știu, la teenager, trebuie să fii pe Instagram și pe TikTok. Dacă vinzi la generația X, uite că X suntem, nu ți-am minte, caruciește 80-90, bătrâni. Apoi trebuie să fii pe Facebook inclusiv sau pe, nu mai știu eu, dacă vinzi la ce, în fine, trebuie să înțelegi cui vinzi. Cât vrei să investești, pentru că în funcție de asta, contează ce bani vei aloca. Pentru că dacă tu vrei la TV, n-ai cum să vinzi cu bugete mici, să promovezi cu bugete mici. Dacă tu vrei flyere, trebuie să tochești acolo câteva mii de lei. Dacă tu vrei în TikTok, orice n-ai face, tu n-ai nevoie de buget, dar trebuie să ai materiale și pentru ele s-ar putea să cheltui și tot așa. Cum vei măsura rezultatul? Că ai făcut publicitate, spoturi de 5.000 la TV și de unde poți să-mi spui mie și cum o să poți să-mi spui mie că la tine s-au mărit vânzările? Sau ai cheltuit pe influenceri și cum măsori rezultatul? Despre asta tot o să vorbim. Sau că ai trimis e-mail-uri și tot așa. Și cine va face asta? Pentru că la TV trebuie să fie cineva responsabil și specialist în asta, pe rețele sociale. Altcineva, că tu abia te loghezi în Adnaclasnic, e-mail-ul trebuie să fie alt om responsabil sau unul care le face pe toate. Iată, ca să alegi cum să alegi locul potrivit, faci un print screen încă o dată și răspundeți la aceste întrebări înainte de a merge pe la următoarea întrebare. Deci, când alegi locul de promovare, răspundeți întâi la aceste întrebări. Mai departe, întrebarea preferată, gratuit sau cu plată. De ce preferată? Pentru că na, toată lumea ar vrea să economisească dacă e posibil de economisit. Și atunci, la această întrebare eu am un răspuns. Gratuit dacă aveți timp, adică voi puteți face promovare gratuită dacă aveți timp mult. Nu aveți ce face voi, așa e business-ul vostru, nu aveți ce face și puteți să vă dezvoltați ca persoana care... să vă deveniți voi social media și specialist în marketing și să faceți voi postări pe Instagram, postări pe Facebook, video pe TikTok, e-mail-urile să trimiteți voi, flyere voi să împărțiți, vouchere pe undeva și tot așa. Deci dacă aveți timp gratuit, voi puteți să faceți marketing sau dacă nu aveți bani. Mai există și așa ceva. Există o etapă în viață sau la început ce obțin, tu nu ai atât de multe resurse și atunci dacă nu ai bani, faci marketing singur. Nu apelezi întâi la social media manager, dar faci tu noaptea postările cele printre altele, te înveți să setezi niște campanii și alte chestii care trebuie să le facă altcineva, dar le faci tu. Și poate da, poate și gratuit în principiu. Dacă nu ai bani, poate și gratuit, dar nu întotdeauna asta e eficient. Pentru că cu plată puteți face și trebuie dacă nu aveți timp, dar voi în principiu ca antreprenor n-ar trebui să aveți timp. Pentru că voi e mult mai important ca să găsiți furnizori de marfă, să angajați oameni, să delegați, să creați procese, proceduri, instrucțiuni tehnice. Deci focusul vostru acolo trebuie să fie. Munca voastră real valorificată la maxim e în lucruri strategice și tactice, dar nu operaționale. De asta voi n-ar trebui să aveți timp. Cu plată trebuie să faci marketing dacă vrei să testezi repede și aici orice nișă de business, că am vorbit și în alte webinare despre treaba asta, vreți să testați dacă merge sau nu o nișă de business, un produs sau un serviciu. Ați creat pagini de Facebook, pagini de Instagram, anunț pe 3 din 9, ați pus acolo imagini și descriptori la serviciile voastre, ați băgat 100 de euro pe lună, pe săptămână, nu pe lună, că aici e important să nu... și ați văzut reacția publicului. Iată, cu bani ați testat repede piața și ați văzut dacă există cerere și dacă există cerere, foc la ghete. Cu plată dacă ai bani și evident dacă ai bani îți poți permite să testezi tot, orice și doar să măsori conversia după asta, dar vorbim despre asta un pic mai târziu și dacă vrei un public nou, pentru că pagina de Facebook care are la voi 7.000 de urmăritori, pagina de Instagram care are 15.000 de urmăritori, ea în principiu dacă voi acolo faceți postări, văd acele postări tot oamenii care vă știu deja, dar dacă ei, cum și unii din voi aici participă spre 10-a oară la webinar deja. Eu nu știu câte oară participă, dar ei încă nu au cumpărat cursul de steps.
E un curs mega important. Sau ei nu au fost la consultația gratuită. Gratuită consultația, că aveți link acolo, îl vedeți link la voi deasupra. El este, de ce nu te îl întreb eu la întâlnirea asta? De ce ne-ai cumpărat cursul data trecută? Mă gândim dacă întreb. Avea că sunt așa clienți și la voi care stau și vă urmăresc postările pe pagina voastră de Facebook și Instagram, dar nu fac acțiuni. De asta vouă vă trebuie public nou să atrageți, care s-ar putea să fie o leacă mai mintios decât cel care este deja și care vă urmărește pagina și să ia decizia mai repede și să cumpere produsul sau serviciul vostru. De asta, pentru un public nou, aveți nevoie de campanii și bugete noi și unii din voi ați ajuns aici la webinar anume pentru că noi am investit în marketing pe un public nou țintă sau pe lookalike-uri sau pe mai știu eu cum acolo, pentru ca să vă aducem aici. Pentru asta trebuie să mulțumim celor care se ocupă cu treaba asta. Aveți cuplată, dacă, și încă o dată puteți face un print screen pentru voi, n-aveți timp, vreți să testați repede, aveți bani sau vreți un public nou țintă. Spuneți-mi dacă până aici suntem, rezonăm și suntem pe aceeași undă, dați-mi repejor de la 1 la 100 un feedback. Dacă e tot ok și suntem pe aceeași undă, mergem mai departe. Și următoarea întrebare este cum măsurăm rezultatele. Și asta e foarte important. Adică e una să faci marketing, de alta e să poți să-și măsuri rezultatele la ceea ce ai făcut. Și măsuratul ăsta de rezultate ține de câteva detalii foarte importante. Primul detaliu foarte important ține de pâlnea de vânzări. Vă place vouă sau nu, dar acest termen trebuie să intre în capul vostru exact ca numele. Exact ca numele. Rotarul Ion 69. Perversule. Văd feedback-ul vostru, suntem pe aceeași undă, super. Deci, pâlnea de vânzări este primul detaliu de care voi trebuie să țineți cont la și când vorbim despre măsuratul de rezultate. Al doilea detaliu este să urmăriți cifrele săptămânal. Când zic săptămânal, asta ar însemna real săptămânal. Deci nu teoretic, practic săptămânal să urmăriți rezultatele. Și al treilea detaliu important pentru cei care aveți site, landing page sau magazin online, să aveți instalat Google Analytics, Yandex Metrica, Facebook Pixel-ul inclusiv, ca să puteți să trageți toată informația necesară la final de săptămână, da, sau în fiecare luni pentru săptămâna precedentă, pentru ca ulterior să aveți așa un Excel, acea pâlnie de care spun, în care să introduceți ce buget ați cheltuit, câți v-au venit de pe fiecare platformă, câți din ei au completat, au accesat site-ul, câți din ei au completat formularul, câți din ei au cumpărat, de ce sumă au cumpărat și ca să vedeți venitul minus cheltuielile pe marketing, profit, plus deja profit brut, dacă în cazul acestei companii el e profit net, că el alt cheltuieli mai are. Dar dacă mai aveți salarii, impozite și alte lucruri de achitat, atunci inclusiv și acele lucruri. Apoi, iată, e important neapărat să aveți această pâlnie și despre ea inclusiv vorbim, ea este și în cursul Steps pe care vă-l recomandăm de obicei, ea este și în consultații și în consultații la fel puteți beneficia de ea. Iată de ce e important, e mega important ca rezultatele să fie măsurate. Niciodată acest om care vede acest Excel în față, puteți să-l mai vedeți încă o dată, el nu are întrebarea cât să investesc în marketing. Pentru că el investește în marketing exact atâta cât poate el duce. Pentru că el poate, de exemplu, a investit 200 de euro săptămâna asta și lui a venit vânzări de 750. El dacă investe 400, probabil îi vine ceva mai mult. Nu fix raportat la dublu, da? Dar îi vine mai mult. Și el dacă a investit 100, vede că s-a scăzut și vânzările. Și el în fiecare săptămână poate să facă diferența dintre ce am investit și ce mi-a ieșit, ca să înțeleg cum merg lucrurile la mine. În altă ordine de idei, un alt, de ce spun de acel Google Analytics și Yandex Metrica, e așa un Excel. Și eu o imagine la care aș vrea să vă atrag atenția astăzi. Haideți un pic să o analizăm. Uitați-vă la această imagine ca să înțelegeți cei care sunteți azi aici, că noi despre fiecare din voi știm exact toate detaliile, doar pentru că pe un site pe care l-am făcut, îl avem, ca și toate site-urile la toți clienții noștri, chiar dacă ei nu utilizează acest instrument întotdeauna, utilizăm referalele, da? UTM referale sau codițele, sau știm de fapt de pe fiecare platformă câți oameni au venit. Iată, de pe Facebook, la acest webinar, la noi au ajuns, din publicitatea de pe Facebook, pe site, au ajuns 2190 de oameni, da?
Din acești oameni au completat formularul, adică au completat formularul, încă nu înseamnă că ei sunt prezenți în webinar. Asta e un alt detaliu la care o să revenim, că aici sunt 35% de obicei. Au ajuns la webinar, au completat formularul 200 și. De pe influenceri, că avem și influenceri, și nu doar așa avem, dar sub acel influencer, eu am pe fiecare din influenceri care și câte accesări a avut și câte completări de formular au fost. Și tot așa, de pe newsletter-ul care l-am expediat, de pe Bridge platformele, Facebook, Instagram, eveniment, de pe platformele lui Alex, mai degrabă de pe stories-urile care au fost făcute, câte accesări și câte completări de formular. Și vedem care din aceste platforme au fost cele mai eficiente pentru noi. Acum, evident că voi o să, dacă vorbim totuși despre acele conversii de care vorbim mai târziu, dar înainte de asta vreau să vorbim despre rezultate raportate la bani. Pentru că aici noi avem, pe fiecare din aceste platforme, noi avem niște bugete investite. Am investit o sumă X în promovarea pe Facebook. De exemplu, am investit 500 de euro pe Facebook și avem din aceste 500 de euro investite 240 de oameni care au completat formularul. Deci fiecare om nou sau aproape nou care a ajuns la webinar, pe minim a costat 200 și împărțit la 500 de dolari. Da? Iată atât am costat fiecare 500 de dolari împărțit la 200 și de oameni, iată atât am costat fiecare om. Da? Și mai departe, în jos, influencerii, dacă nu am plătit sau am plătit barter sau am plătit mai puțin sau am plătit suma integrală, mă uit cât m-a costat fiecare om care a venit de la influencer. Newsletter-ul cât m-a costat, SMS-urile cât m-a costat, pentru că am trimis o bază de date SMS, sub bridge acolo sunt SMS-uri. Și unii din voi de pe SMS ați venit. Alex cu fiecare din platformul lui. Alex nu a cheltuit nimic pentru că are swipe-urile și tot așa. Și are, iată, 100 și 90 și cât acolo de înregistrați. Deci fiecare din aceste platforme a adus un număr anumit de oameni și acest număr de oameni a costat ceva. Păi iată, fără aceste cifre, voi practic nu sunteți, nu existați ca marketing. Pentru că voi tot vă faceți așa, și bate vântul, nu bate și tot așa. Și sau, pe voi vă încalță cineva. Da, cu siguranță vă încalță cineva, atâta timp cât voi nu controlați cifrele, cineva vă controlează pe voi. Fie el marketer, fie cei care vă fac reclamă, fie să mă iau și cu vostru, fie merge domnul Alexandru, merge. Eu am înțeles că merge, dar concret în cifre pot să văd cât merge. Și mai departe tu să înțelegi că, de fapt, ai plătit în vânt. Eu știu că sunt antreprenori pentru care marketingul în general înseamnă și o fetiță care să-i schimbi niște fotografii acolo, să-i le pui o dată în săptămână pe Facebook sau pe Instagram. Asta nu e SMM. Asta nu e marketing. Și de asta încercați să vă, nu știu, o leacă să investiți mai mult în voi ca să înțelegeți atât detaliile din acest webinar, ca după aia puteți nici nu vorbiți voi tare mult. Când angajați un SMM și că arătați-i acest webinar, spuneți-i, pșec și vorbește ceva cu aici, da, înseamnă că ești angajat, nu pșec, au feeders-ai. Și tot, și e foarte simplu. Puteți să faceți asta, nu? Asta după ce l-ați privit voi, că eu lucrurile aici care le spun știu că la unii SMM și nu-i place, pentru că, dar pentru așa, pentru cât vreți voi trebuie de plătit. Nu, pentru cât vrem noi, taman să plătește cât e pe piață normal, doar că din lipsa de educație a antreprenorilor, cei care se consideră SMM și plătesc și fac și ei și pot, pentru că antreprenor mai mult nu șeri, dar nu șeri pentru că mai mult nu știi. Și iată ți-i toată povestea de zară. Mă răcurit. Ce conversii îți poate aduce fiecare platformă? Asta e foarte important să înțelegi. Și când spun lucrul ăsta, da, spun anume și mă refer anume la ceea ce ați privit un pic mai devreme. Da? Fiecare din platformele care erau acolo, Facebook-ul are, iată, haideți să revenim un pic la această imagine. Iată, uitați-vă atent la această imagine și pot să pui pe tot ecranul, dacă se vadă mai bine. Și aici voi vedeți că fiecare din aceste platforme are un anumit procent de conversii. Și acest procent de conversii, după cum vedeți, de exemplu, este foarte diferit. Facebook-ul, cu reclama ads care e plătită pentru un public rece, are procent de conversie 10. Influencerii mi-au adus 25% conversie, adică dintr-o 100 de oameni, 25% completează formularul, adică e scălduț așa public. Newsletter-ul, asta sunt oameni care deja sunt prietenii noștri și cred de noi și de mult ne urmăresc, 242 de oameni au accesat și din ei tocmai 54% au completat formularul.
De pe platformele Bridge, din 156 de oameni care au accesat link-ul, au completat 124, adică cel mai mare procent de conversie, de 62%, și Alex, evident, de pe platformele cu swipe-urile și ce mai are acolo, are o conversie de 48%. Iată, aceste cifre sunt ceea ce înseamnă eficiența la fiecare platformă raportată la banii pe care tu i-ai cheltuit acolo. Pentru că, de exemplu, dacă eu pentru influenceri n-am dat nimic, așa, mi-a făcut prietenii un bine, atunci, practic, eu am cea mai mare eficiență aici. Pentru că undeva am cheltuit 500 de euro și am doar acești 200 de oameni, ca și acolo unde n-am cheltuit niciun leu. Asta nu înseamnă că trebuie să lucrez doar cu influencerii, pentru că este public țintă diferit și eu am nevoie și de ăștia, și de ăștia, și de ăștia. Păi iată despre conversiile respective, trebuie să înțelegeți și să știți câteva detalii foarte importante. Conversia poate fi mică, dar cu recunoaștere. Adică să n-aveți foarte mulți din cei care au completat formularul, însă sunt foarte mulți din ei care, în așa context, v-au văzut odată în plus. Și dacă v-au văzut odată în plus la un influencer, pe un billboard, la radio și mai nu știu unde, iată, este recunoaștere. Și când cineva din prietenii lor sau ei chiar vor să ia decizii, merită sau nu să cumpere produsul sau serviciul vostru și îi întreabă cineva, băi, tu ai auzit de dânși? Da, am auzit. Iată, ăsta e un suficient motiv ca ei să decidă în favoarea voastră. Asta înseamnă recunoaștere. De asta conversia imediată poate fi mică, dar PR-ul mare. Poate fi o conversie mare, dar fără vânzare. Asta ar însemna conversia de mulți au trecut, 12 persoane au completat formularul, dar câte vizualizări a avut reclamă pe Facebook. O lese avem și această informație, doar că ea nu încape aici, că nu încape aici toată, dar este și, pentru că social media managerul și targetologul nostru strânge toate informații din capăt. De la vizualizări, la conversia în întâi click-uri și pe urmă în accesări și tot așa. Noi aici, dacă i-am dus și pe unii, măcar aici să urmărească cifrele, pe urmă îi pierdem de tot. Apoi, iată, ce vreau să spun despre conversia mare, dar fără vânzări. Sunt platforme care îți aduc foarte mulți oameni, care îți aduc conversii mare, dar oameni care au vrut să testeze cum ar veni, să facă un pas, dar nu final. Și ei n-au cumpărat. Și atunci tu ai multe contacte, dar necalitative. Și unii din voi înțeleg la ce mă refer. Când ai dat la un, nu știu, influencer acolo și el ți-a adus traficul, Doamne ferește cât de mult. Dar fără vânzare, fără un next step. Sau mai este și mică și cu rezultat. Este așa ceva, mică și cu rezultat, când sunt 10, dar tot 10 au cumpărat. Deci nu ai nevoie de valori să te recunoască toată țara, dar în schimb să ai eficiență. Spuneți-mi, vă rog, dacă până aici are sens ce spun, știu cu unii o spun, dar pe eu asta și așa știem, dar dacă cumva această informație o să vă ajute ca de a să faceți lucrurile mai bine, ce obțin la nivel de marketing. Dacă asta e important pentru mine, spuneți-mi, dați-mi de la 1 la 100 un feedback, că asta e important acum. Să înțeleg că informația pe care ați auzit-o până acum, cu toate aceste puncte, e implementabilă pentru voi și puteți obține ceva mai mult decât ce aveți la moment. Pentru că n-am nevoie doar să spuneți că ați mai auzit o informație faină, dar și că ați implementat-o. Îmi trebuie comentariu cu înregistrarea. Pentru că acum e momentul potrivit pentru unii din voi, dar doar pentru unii din voi, să beneficiați, este posibil planificat și de realizat ceea ce ați spus cu cifre concrete. Diana, dar ți-ți pare că dacă eu ți-am arătat exemplul ăsta, el e luat de undeva de frumusețe? Păi asta și se implementează la noi întâi și la toți clienții noștri pe care îi avem și pe care îi consultăm sau împachetăm. Avea atâta, că tot am ajuns să vorbim despre împachetare. Astăzi, ca de fiecare dată, fiecare de voi are posibilitatea să beneficieze de o... Eu nu văd comentariu. Este? Astăzi, fiecare de voi poate să beneficieze de o consultație și vă recomand să vă registrați acum din câteva motive. În primul rând, pentru că doar astăzi, o dată în viață, lângă acea consultație gratuită de care puteți beneficia, consultația respectivă... Și vine comentariul și ăla, da? Dar pune-l în comentarii, pur și simplu, dacă el vine așa de greu și... Vă spuneam că mâine am un eveniment. Eu pare, eu nu sigur, dar mâine încă 37 de ani. Bătrânia așa. Apoi, iată, cei care vin la consultație, consultația e gratuită, ca întotdeauna. Ca întotdeauna e gratuită,
Dar dacă cineva din cei care vin la consultația de gratuită, care o să fie în următoarele zile, indiferent, dar trebuie să vă registrați astăzi, va beneficia de careva din serviciile noastre, serviciile Bridge, în afară de cursuri, că alea au oferta lor separată, apoi oricine din voi o să aibă 37% reducere. 37%, cei mai mari reduceri pe care o primit-o cineva la noi au fost 20 de câteva ori și în rest e 10. 37% de asta, pur și simplu, salvați-vă butonul și ăla acum de acolo sau clicați pe el. Mulțumesc, mulțumesc. Clicați pe butonul și ăla, înregistrați-vă repijor la consultația asta gratuită. Indiferent, n-ați aveți nevoie de nimic, am discutat, v-am ajutat cu ce aveți nevoie, noi am înțeles că n-aveți nevoie de nimic, voi ați înțeles că v-ați primit răspuns la toate întrebările, răzbejaliți. Dar dacă putem noi să vă ajutăm cu ceva, atunci voi să aveți posibilitatea să aveți o dită mai reducere, care e o dată în an, nimic, cred că cei care ieri la altă ieri au fost la consultație, ar fi visat la această ofertă, dar vorba și e soarta. Nu e băvaie trazne. Așa că sugestia mea este să completați acest formular acum. Completat, mulțumesc, Elena, cu drag. Cu drag, cu drag, cu drag. Eu mai am ceva. Eu acum dau seama că dacă voi sunteți tocmai 201, o să fie cam multă mare... Deci, haideți să facem o corectirovcă în veter. Eu știu că asta e leacă, aveți ceai la Bridge, avem și ceai și cafea și tot. Deci, noi acest 37% reducere o să le dăm la primii 20. Nu, la primii 37, la primii 37 de obicei se înregistrează mult mai mulți la consultații. Deci primii 37 au această posibilitate. Aveți cuvântul meu, o să fie dus evidența, nu o să fie variant, că pot să verific după când v-ați înregistrat, ora și data. Așa că, serviciile Bridge se referă la tot. Nume, logotip, site, dar de la 3 servicii în sus, că acolo noi dădeam 10% reducere de la 3 servicii în sus, oricare din ele, nu doar pentru logo sau doar pentru ceva. Deci oricare de la 3 servicii în sus, aveți 37% reducere la primii 37 de oameni. Punct. Gata. Cu asta am terminat. Mai mult la acest subiect nu mai revin. Doar înregistrați-vă pentru că avem atașări mesaje și le primesc practic zilnic. Nu reușesc întotdeauna să le postez, dar ele sunt foarte plăcute. Când vine cu omul la consultații, la consultații doar, ăsta nici nu e client care o beneficia de careva servicii. Am venit la consultații frumos, am discutat 20 de minute, o ieșit, o plecat și după asta văd peste câteva zile atașa un mesaj. Alexandru, salut, prima comandă și prima instalare de 5 camere, deja am făcut-o în raionul Telenești. Mersi pentru sfaturile pe care mi le-ai dat. Sfaturile pe care mi le-ai dat. Eu nu i-am vândut nimic omului ăsta pentru că am văzut că dacă văd și înțeleg că nu pot să și n-am de ce să-i vând ceva pentru că nu e relevant la moment, i-am dat sfaturile și-o plecat. Și iată rezultatele pe care voi le vedeți. De asta faceți un bine, vouă și la alții. Pe site sunt prețurile reale, pe site noi nu avem prețuri la serviciile noastre, dăbă. Așa că probabil n-ai cum să vezi ceva. Acolo nu sunt prețuri. Bun! Noi mergem mai departe. Sper că ați reușit să vă înregistrați la această consultație. Și dacă voi o să o dați la vreun prieten de vostru, celui care are nevoie, soțul, soției, și spui du-te că acolo sunt 37% reduceri, s-ar putea să vă mulțumească pe urmă. Dar asta nu e neapărat. Astăzi, de exemplu, a venit un antreprenor la consultație și de obicei majoritatea vin cu: eu nu m-am pregătit. Nici nu trebuie să te pregătești. Eu îți dau întrebările, tu și știi, ai suficient. Și eu mai departe am dat 2-3 întrebări, el mi-a răspuns la acele întrebări, eu i-am spus exact și cred, fără cum spuneam, să-l mângâi pe cap sau să-i spun că e posibil sau nu e posibil, și fix în 7 minute discuția noastră terminată. Și el uimit așa a spus și gata, nu? Că el a înțeles că el a primit răspuns la toate întrebări. Zic da, și el spune super, fără apă, fără povești, tot concret și la temă. Pentru că cifrele sunt cifre și instrumentele sunt instrumente, ele n-au nevoie de apșoară. Dacă e posibil, bine, dacă nu, nu, dacă cafeneaua ta poate fi promovată, bine, dacă nu, nu, dacă există două platforme, pentru că noi amândoi, cu regret sau spre fericire, la finalul discuției cu el de astăzi, am ajuns la concluzia că el e o scatinăle noastră, cum ați mai auzit această formulare din alte surse la mine, care pur și simplu nu implementează două chestii, câteva postări și promovarea lor pe două rețele, atât. Că eu de două luni, că tot zic că să mă apuc, dar nu mă apuc. Apoi apuc-te și nu mai căutași consultații și webinarii. Oricine din noi are starea asta în care știi și trebuie să facă, haideți să recunoașteți pentru voi și pentru mine, știți ce aveți de făcut, dar
nu azi, sâmbătă. Sâmbătă e că am zi liberă. Nu, sâmbătă e de acum, ne-a chemat cu mătre, de luni. Luni, dacă ceva, luni. Dacă avem site, logo, să mă, dacă dar este loc mai mult clienți, putem doar obține informația noi la consultările fără beneficia de reducere. Da, Ion, puteți, tot puteți, tot puteți. Unde este linkul de înregistrare? Pune și în comentarii, te rog, linkul de înregistrare, chiar în comentarii. Unde este linkul, acuși vă-l dăm, cu ei plac istorioarele lui Alexandru, mâna sus. Aliona, eu nici obțin îmi plac. Mergem mai departe. Noi avem foarte multă informație relevantă. Iată aici mai aveți link-ul, repijor, copieți-l și lăsați-l undeva acolo. Parcă vorbești despre mine. Da, eu știu că eu vorbesc despre mine întâi, Cristina, cu regret. E, asta e despre noi, despre fiecare de noi. De asta și ești antreprenor sau vrei să devii. Ești o lenoasă sau lenos care vrei să delege cuiva treburile și el și mult timp liber, mult nix nu fac și tot așa. Toate că asta nu-ți reușești. Și atunci tu ai un business, parcă i-ai dat naștere, dar să-l crești leni. Nu pentru că tu n-ai vrut cu ochii, tu pur și simplu ai vrut să, da, așa s-o primit. Știu că nu e bun exemplu, dar cu regret, cam asta e atitudinea față de unele afaceri, a unor antreprenori. Și tu nu înțelegi ce mare copil de foame. Mergem mai departe. Care sunt cele mai frecvente greșeli? Despre cele mai frecvente greșeli aș vrea să spun doar câteva detalii. Prima e bobul de zahăr în cadă. Și asta e ideea asta cu, știți, Alexandru, eu acum am e ca un $20 disponibil. $20, ok, pe o oră îți ajunge, sau pe o zi, sau pe două maxim. Dar nu poate să ajungă $20 pe săptămână, cu atât mai mult pe lună, pe Instagram. Eu am investit așa, dacă sincer, am cheltuit niște bani, dar n-am prevăzut rezultat. Eu nu accept răspunsul, eu n-am văzut rezultat, dacă bugetul vostru de marketing a fost de câteva sute de euro într-o regiune anume, nici nu pe toată țara, timp de o lună de zile maxim, dar de spate și în două săptămâni, dar spate și într-o săptămână. Eu am investit 40 de euro, asta e de parcă tu ne-ai spus, eu am făcut cadă cu apă sărată, cu, da, înțelegi, așa, proceduri cum ar veni și cât țară ai pus. Nu era un bob acolo într-un pachet a rămas și eu l-am aruncat și așa m-am relaxat, eu simt că sunt mai sănătos, nu, tu tu debil, înțelegi, nu poate fi așa ceva. Sunt lucruri care cumva deja, ele par banale, ca nici nu prea vrei să discuți despre ele, dar încă mai există așa oameni și înțeleg că cu asta trebuie să luptăm. Mai dur, mai nu știu cum, mai neplăcut, dar ce vreau să spun? Bobul de zahăr în cadă este una dintre cele mai frecvente greșeli și atunci când voi aveți $10 investiții într-o zi, pe toți, și vedeți ce o să iasă. Și mâine să găsiți alții. Dacă aveți $100, investiți într-o săptămână și nu-i întindeți pe un an de zile sau pe o lună. Dacă aveți, cât aveți voi acolo. Nu. Eu am făcut o campanie de $5 pe zi, pe toată Republica, pe bărbați și femei și pe, nu, și prostie asta. Fă numai pe botanica, numai pe bărbați și numai pe o zi cu acei $5 a tăi. Și vezi real și îți dă această publicitate. Iată, asta e una dintre primele greșeli. Nu urmări rezultatele, asta e o altă greșeală. Am mai spus de asta și o să repet. Eu știu că n-ai timp ca antreprenor să urmărești rezultatele. Noi avem câteva sute de antreprenori și noi pentru ei urmărim rezultatele pentru că ei n-au când. Ei că nu știi cum să intre, dacă iar arde, ar ști cum să intre. Dar mai departe el în cifre nu intre, el nu știe cât o intrat la dânsul site, el nu știe ce conversie are, el nu știe cât o cheltuit pentru că el l-a dat acolo, dar de pe card el nu știe cât s-o dus. Ei nu urmăresc rezultatele și în consecință el nu vede legătura cauză-efect. Și în consecință să mămi și cu celălalt bătut în cap pentru că nu sunt rezultate, pe când de fapt antreprenorul nici nu știe că de pe card nu s-a luat nimic două săptămâni pentru că a fost blocat contul, pentru că nu a fost cardul, pentru că mai nu știu ce. De asta urmăriți rezultatele și atunci o să înțelegeți care e treaba cu el. Postări din astea spontane. Când zic postări spontane, o altă greșeală, asta e că odată la ceva timp noi facem câte o postare pe Instagram sau pe Facebook. Pe Instagram sau pe Facebook acea postare presupune, știți, cine a făcut postarea asta pe data de 20 mai? Nu știu, mă tind că eu. Iată asta înseamnă postări spontane. Sau pe Facebook, pe undeva pe acolo. Și țava spartă. O altă greșeală, foarte importantă, interesantă, asta e țava spartă. Și țava asta spartă presupune că voi nu aveți un site care să prindă, să țină clienții. Că la voi site-ul arată așa de parcă acolo sunt prieturi, acolo e tot, acolo e horoscop, acolo e schimbul altar, acolo e toată informația necesară și
Și nimic. Și clientul a venit, s-a uitat la toată informația respectivă și a plecat. Voi mai aveți încă magazin online cu uși de 5.000 de lei? Serios? Oamenii care se achite cu cardul 5.000 de lei o ușă. Și când suni acolo pe la magazinul și la online, îi spun, am uși sunt la depozit. Sunt la depozit, avem uși, avem. Trebuie să veniți la depozit, că așa nu vă putem da. Hristos a înviat. Și aia că ție tot marketing. Și aia că ție țavă spartă. Pentru că la marketing, la promovare era tot ok, dar când s-a ajuns la convertor, lumea ajunge pe o platformă de pe care cu succes iese și îți mai duci să mai uite la concurență. De ce? Pentru că așa e la tine țava de bună. Pentru că tu n-ai avut grijă cumva să furi contactele lor. N-au fost căsuți acolo, nu a fost vreo ofertă, nu a fost vreun voucher, nu a fost nimic acolo și ei au plecat. Sau dacă și-au lăsat contactele, dar atunci când trebuie să-i apeleze cineva, nu au avut cine pentru că tu erai ocupat cu lucru. Rezonăm? Suntem pe aceeași undă? Dați aici câte un focușor, câte un plus sau câte un ceva. Cine trebuie să facă promovarea? O altă întrebare la care trebuie să vă răspundeți. Sunt, după mine, trei variante, dar după voi poate fi mai multe. Prima variantă, voi, la start. Nu, la start puteți vă permiteți așa un lux. Jale. Da, e jale, dar asta e realitatea. Doare, dar e adevăr. La start, social media managementul sau promovarea, voi ar trebui să o faceți. Din două motive, după mine. Primul este că o să vă învățați să faceți treaba asta. Țiganski focus. Primul este că o să vă învățați să faceți treaba asta. Mă refer la promovare. Al doilea este că o să începeți să înțelegeți și trebuie să cereți de la cei care o să fac ulterior. Când voi începeți să faceți un pic, voi înțelegeți mecanismul, voi înțelegeți cum lucrează treaba asta. După aia, deci după aia, voi înțelegeți și altceva. Ce cereți de la acel client, la social media. Când spuneți, fă postarea și ei fă, da, dar el nu se poate promova. Uite în business manager, setează un target nou, pune cumva pe o perioadă mai scurtă, vă știți niște termeni pentru că ați testat singuri asta, o săptămână, o lună sau mai știu eu, în funcție de cât timp v-ați ocupat. Ulterior, dați asta la un social media manager. În timp el poate să ocupe deja de treaba asta, voi doar știți ce se cereți de la dânsul și cum trebuie să arăte rezultatul muncii lui. Și după aia, să luați deja cei mai buni experți. Eu știu, o să jignesc poate pe cineva acum, dar asta e realitatea. Social media manager și cei mai buni experți sunt oameni un pic diferiți. Lucrează ei la alți bani, dar ca să iei cei mai buni experți, tu nu o să mai întrebi cât, 250? Ei, dar și eu singur nu pot să fac? Nu. Atunci când expertul cel mai bun o să spună consultația lui, ora costă 1000 de euro, dar tu știi și o să iei din acea 1000 de euro, atunci tu o să apelezi la el, el o să-ți dea toată informația, tu o să o delegi la social media și el o să facă mai departe ceea ce este de făcut. Da, există așa posibilități și există așa instrumente, doar că nu toți ajungem să dăm de ele sau să apelăm la ele. Până aici, dacă suntem pe aceeași undă, repijor de la 1 la 100, pentru că în curând vorbim despre cele 13 platforme, foarte curând vorbim, repede dați-mi, vă rog, iată până aici dacă s-a meritat, că tot o oră de acu din viața voastră ați investit-o, spuneți-mi dacă s-a meritat investiția respectivă, cum putem să identificăm că sunt experți în afară de preț. În afară de preț, știi, Diana, aici este o chestie tare importantă în tot, de fapt, în business inclusiv. Când a întrebat cineva pe un om foarte bogat, domnul Ixulescu, ia spuneți-mi dumneavoastră, care e secretul succesului? Dumneavoastră sunteți deja un om realizat și a spune, dragul meu, nu ești atât de clar. Și secretul succesului ăsta sunt deciziile corect luate în viață. Oh, super, da, logic, da, în principiu logic. Dar care cum să iei acele decizii corecte? Și el spune, cum? Deciziile corecte să iau în baza la experiență. La experiență. Am înțeles. Dar experiența, cum se acumulează? Da? Iată, experiența. Experiența asta ar însemna și se bazează ea, de fapt, pe deciziile greșite. Da? Deciziile incorrecte. De asta, ca să poți să ajungi la succesul și ăla, tu nu ai cum să nu iei decizii incorrecte sau greșite. Și nu odată. Fiecare antreprenor, și eu puțin odată în viața lui, odată în bară când a plătit aiurea buget pentru reclamă, când și-a luat un om prost la lucru și pe urmă regretat, când a făcut, nu știu, niște investiții în platforme. Și câteodată vin unii clienți la noi și spun, Alexandru, noi ne-am făcut un site, ia uite la dânsul dacă îți place.
Și când îl întreb cât costă site-ul respectiv și când știu și văd ce reprezintă el, eu înțeleg că acest antreprenor deja și-a plătit o lecție. Pentru că el urmează să mai plătească încă o dată ca să facă deja ceva bun. Dar el deja a învățat lecția respectivă. Iată, pe acel antreprenor, marketing în cazul dat l-a costat 1500 de euro cât i-a plătit deja și încă nu-i gata site-ul de jumătate de an. Sau alte investiții pe care le-a făcut, o angajat SMM și cu investit acolo la TV, i-a spus lui, un concert te-am să facem, domn director, de 30.000 de euro, că acolo a să afle toată lumea despre noi. Câte contacte ați strâns pentru concertul ăsta? Am noi nu contact, ei ați vii aici în o gradă. Hrenia asta, dar nu marketing, se cheamă pentru cineva care vrea pur și simplu să rupă niște bani. Of, eu sper că voi n-aveți copii pe alături care să spună, ai, de-aia de ăsta nu vorbește bine. Dar în principiu asta e realitatea. Ne place asta sau nu, dar asta e realitatea. Și atunci când tu îți vin oameni de ăștia creativi și care îți bagă bugete mari și ți pare că dacă să afli și cu mături de compania ta, asta se transforme cumva în bani în buzunar, profit care trebuie să-l scoți la final de lună. Te-am și ele amarnic. Tu și te are amarnic directorul creativ. Spuneți-mi, vă rog, dacă voi vreți să testați orice idee de business fără resurse și în cel mai scurt timp. Atenție! Întrebarea asta nu degeaba o pun, pentru că unii din voi deja au fost la o consultație și eu îi întreb, tu, cel care ești în fața mea, ai trecut cursul Steps, pentru că voi într-un singur curs video online puteți aveți toată informația necesară. Toată. Cap-coadă. Și asta, dacă nu vreți să cheltuiți mii de euro, pentru că o bună parte din voi poate cheltui multe mii de euro, aiurea, și luni întregi, abia atât pentru cei care vreau să testez cu bani. Pentru cei care sunteți aici astăzi, aveți un link care să-l punem acum sus și care în comentarii l-am pus. Dar pune-o și sus în loc de consultații, dacă e posibil. Vă rog frumos să luați acel link din comentarii. Nu am cursul făcut încă. Apoi că uitați-vă, scupoi plate, dvași de asta precis. Uitați-vă, eu vă recomand. Acum luați link-ul ăsta. Și puneți-l, copiați-vă-l undeva sau imediat, repejor, că ulterior o să vă înregistrați, eu până când o să mai vorbesc despre el. Cine e astăzi acest curs? Și asta e ultima dată, tot cu ocazia zilei de naștere a subsemnatului, pentru că de data viitoare o să fie nu trei cursuri, dar un curs, așa cum este corect, cadou. Deci voi luați cursul STEPS și... Evident, pe lângă acest, că voi acolo o să vă puteți înregistra, iată el așa arată, lecții cu lecții și în format video și cu materiale și tot de ce este nevoie. Dar cei care alegeți să achitați cu cardul, deci acolo o să vă apară așa o formă, alegeți, bifați acolo cu cardul sau cash. Dacă alegeți cu cardul, perfect, imediat o să puteți achita. Dacă alegeți cash, atunci puteți fi mâine, fi pe transfer, nu contează, voi doar alegeți pe site forma. Și atât. Însă, după cum spuneam, astăzi, cu ocazia marelui și frumosului eveniment, vă mai dau acces, ca și data trecută, și lumea pur și simplu nu realizează la ce material are acces, pur și simplu nu realizează că ăsta e dumnezeiesc material, experiență de mii și mii de antreprenori și de vânzători și de ani, două cursuri încă, vânzători cu rezultate și vânzări în Messenger. Cum ar veni că azi, în loc să plătiți 150 de euro, plătiți doar 49 de euro. Și eu cred că mai bun decât acest cadou pe care voi mie și eu vouă, nu poate să vă facă nimeni niciodată. Nici o carte, nici un training, nimic. Pentru că într-un singur loc puteți să aveți toată informația. Și da, vreau să răspund deodată la cei care, Alexandru, eu întâi îți vin la întâlnire, am vrut să vin să discutăm și pe urmă, tu la întâlnire când vii, dacă ai cursul STEPS trecut, eu îți garantez aproape 99% că noi găsim ideea pe care tu s-o lansezi deja, pentru că discutăm din cele pe care tu le-ai ales din STEPS. Și tu azi ai luat STEPS-ul, la noapte l-ai privit și de mâine măcar vină, mâine nu o să fiu, cred că, disponibil, dar de sâmbătă, vine deja la consultații și te-ai lansat. Dacă îți arde să faci business sau să devii un marketer mai bun sau să faci tot acolo. Pentru că mai sunt și cei care... Nu au nevoie de asta, dar au participat și ei și pentru că au participat și alții și pentru că mai cred eu unii că să dau certificate aici. De asta salvați-vă link-ul ăsta, vă rog eu, undeva acolo, că după asta să repede vă înregistrați. Sper că la cursul ăsta nu voi cere bani prin parc. Ha, Leona, bună experiență, nu-i așa?
E că spun întunii cursul vânzător cu rezultate, Leona, merită, că dacă tu ai fost acolo, iată aici e vorba despre acel curs vânzător cu rezultate, care e online deja, video, și mai sunt încă un curs vânzări în Messenger, pentru că 80% din vânzările voastre astăzi încep cu discuții în Messenger. Ion, dacă tu mai spui încă o dată, hai cu cele 13, apoi eu anulez acest webinar. Gluma e glumă, dar dacă serios, eu cred că acest curs și această ofertă e mai important decât cele 13 instrumente de, și platforme de promovare. Pentru că acolo, în acele cursuri, este atâta informație încât aceste instrumente, platforme despre care o să discutăm, sunt doar o vișină mică. Luați cursul toți că își merită banii, eu atât de mult și folositoare info primeam la cursuri a câte 200-300 de euro, mi-a părut că e mult 49, dar faci. Dumitru, mulțumesc. Da, eu știu că și tu ai fost tot dintre cei care ți-au părut că e mult și trebuie să vii întâi la consultații, ca eu pe urmă să te impun ca să iei cursul, ca după asta să ne întâlnim peste o săptămână. Da, cu regret, asta este realitatea și eu știu că așa și trăim. Ce vreau să vă spun acum, dacă ați salvat acest link cu acest curs, cu oferta Steps, noi o să mergem mai departe și o să vorbim despre cele 13 platforme. Văd pe cei care deja fac achitarea online cu cardul. Eu văd că vin aici și felicitări vouă și cred că după asta pentru voi întâi de toate cursul am, haideți cu platformele, altul cu platformele. Eu cred că platformele o să le lăsăm pe data viitoare, pentru că deja e târziu. Bun, haideți să vorbim despre cele 13 platforme. Iată-le. Vă rog să le fotografiați. Și astea fiind spusă, vă doresc o seară frumoasă. Mă bucur mult că ați fost în acest webinar. Tu ai lăsat să le fotografieze lumea? Hai, mi-l las-le un pic. Las să le fotografiez cu mine alături, așa ca să fie, spune, s-a meritat acest webinar. Măi, și de bravo, Alexandru! Mulțumim pentru cadouri, ce bine că mâine sunteți omageat. Da, foarte bine, se merită la sigur. Am muncit în domeniul vânzărilor în 2 luni după curs și am aplicat toate cunoștințele. Am semnat până la 50 contracte, pe când 2 contracte pe lună îmi părea foarte bine. 50 de contracte, pe când 2 contracte de pe lună îmi părea foarte bine. Faci un print screen la acest comentariu. Aliona, fă print screen la ce ai scris și trimite-mi. Eu cred că dacă lumea ar înțelege cât de util poate fi un curs, ei ar avea o altă atitudine. Bun, ați făcut print screen, sper că ați făcut print screen și vă felicit cu acest lucru, pentru că acum o să mergem pe fiecare din platforme și o să discutăm în detaliu. Ce presupune fiecare din ele și ce trebuie de făcut. Pornim cu Facebook. Aici vă rog frumos, foarte atenți, pentru că mergem repede, dar eficient pe fiecare din platforme. Despre Facebook și trebuie să știți, această platformă are câteva lucruri pe care, sau instrumente, sau mai nu știu cum acolo, abordări pe care puteți să le aveți. Întâi de toate, pagina voastră de business, care are 100, care are 500 sau care are 1500 de oameni, nu contează. Acești oameni trebuie să fie bucurat ochiul lor cu niște postări frumoase, calitative, cu text scris bine și tot așa. Detaliu important. Să faceți asta periodic, pentru că exact așa cum într-o casă, dacă nu se intră și nu se iese, se crede că acea casă e părăsită, exact același lucru este și cu aceste pagini de Facebook. Chiar dacă ea nu vinde, chiar dacă voi sunteți în altă parte cu focusul și tot așa, puneți acolo o dată în săptămână ce obțin postări. Nu ultima în iunie și alta în decembrie când au fost felicitări cu anul nou și cu paharul de șampanie. E important acest lucru. O dată în săptămână, 10 minute, voi aveți a să puneți acea postare și să puneți acel text frumos. Dacă nu vorbim acum de lucruri puse permanent și tot așa. Postările în grupuri. Atenție, în grupuri. Pagina în grup nu poate să postezi, trebuie să faci un profil cu numele companiei, dar în grupuri postările vând foarte bine pe foarte multe niși de business. Deci când zic foarte bine, asta înseamnă că unic promovarea cu plată nu scot atâtea vânzări cât scot de pe acea postare în grupuri. Grupuri mă refer la moldovenii sau să începe Chișinău în Facebook, Hâncești în Facebook, Drochia în Facebook, Cahul în Facebook și tot așa. Fiecare din aceste grupuri, fiecare sat, fiecare raion, fiecare comunitate, mami, tați și mai ce mai este acolo, sunt acolo prezenți și postările voastre de acolo
fac așa încât oamenii în grupuri, nu știu de ce, reacția respectiv la tot felul de postări de genul dat, e mult mai caldă și este mult mai eficientă. Dacă e posibil, parcurs, să mai puneți o poză cu cele 13 platforme, făceam achitarea și nu am reușit să salvez info. Dă-te rog înapoi oamenilor această imagine, pentru că ea este foarte importantă. Încă nu, încă cele 13 platforme. Eu trebuie să dau scuze, mă te rog, eu dorm. Iată așa. Poftim pentru cei care, Liliana, ați scăpat. De ce spun despre grupuri între timp, o să comentez? Pentru că grupurile astea presupun comunități cu interes diferit și care dau oamenilor mai mult credibilitate a acelui produs sau serviciu, pentru că în unele grupuri e nevoie de aprobare. Voi trebuie să vă aprobați întâi voi în acel grup și pe urmă să vă mai fie încă aprobată postarea și pe urmă și tot așa. Deci în Facebook utilizați acest fenomen care se numește grupuri. Pe urmă deja e vorba despre campanii. Când zic despre campanii, la campanii mă refer la promovarea pe care voi o faceți în business manager. Bun, unii aici tot o să includem boosturile pe care le faceți atunci când faceți acele postări. Dar mă refer la nu postările simple, dar postările cu bani, într-o formă sau alta, indiferent pe care formă să decideți voi. Live-urile. Când straniu n-ar părea, dar live-urile în Facebook pe unele servicii și produse vând foarte bine. Fie că vorbiți despre mobilă între timp și faceți acolo cu ea, fie vorbiți despre bucatele pe care le gătiți, fie cum coaseți acolo ceva, fie cursul pe care îl faceți, oricare tip de live are un engagement, atrage oamenii și prezența acolo a lor și a voastră și naturaleța și mai nu știu ce, face astfel încât să fie eficientă tot ce își numim noi pagina de Facebook. Și ultima evident este pagina proprietarului. Cât de straniu ar părea, dar la majoritatea antreprenorilor, când intre pe profilul lui, nu este nimic absolut despre business-ul lui sau el cel puțin nu-și face share-uri la, sau nu-i menționată pagina lui că el lucrează în acea companie, înțelegeți? Oamenii mai mult îl cunosc pe dânsul decât pagina lui, îl urmăresc și au încredere mai mult în el, dar nu știu ei că el se ocupă cu asta sau ea. De asta recomandarea mea este să verificați astăzi dacă în Instagram-ul și pe Facebook-ul vostru este atașat locul de muncă, care este compania voastră, pagina companiei, și din când în când să mai faceți share pe Facebook-ul vostru despre business-ul pe care îl gestionați sau produsele, serviciile pe care le vindeți. O altă platformă este Instagram. Ce este Instagram-ul și pentru cine? Vorbind despre Instagram, noi avem câteva detalii la care aș vrea să atrageți atenția. Puteți să faceți un print screen. Primul este pagina de business, evident cu aceleași postări de care am vorbit un pic mai devreme. Pagina de business, presupunând, iarăși nu odată în an, dar odată în săptămână cel puțin, niște imagini cu text. A doua este stories-ul. Stories-ul care îl faceți voi frumușel în zilnic, minim 3-5, pe care nu neapărat trebuie să fie perfecte, ideale și mai știu eu cum acolo. În acele stories-uri voi puneți secvențe, detalii, imagini, mai știu eu ce, orice, dar stories-ul mai des apare decât feed-ul la clienții voștri, decât ceea ce puneți pe pagină. Da? IGTV-ul, care puțin îl utilizați, dar e în Instagram și se poate de încărcat video mai lungi de 3, 5, 7, 10 minute deja în funcție de cât de mult vă permite acolo pagina voastră. Campanii cu plată, evident, separate de cele pe Facebook. Știu cum mai sunt unii care spun, noi facem Facebook și ele se duc și pe Instagram. Separați-le ca să puteți măsura rezultatul. Faceți campanii pe Facebook și campanii pe Instagram și atunci când faceți pe Facebook 100 de euro și pe Instagram 100 de euro și vedeți câți v-au venit de aici de pe Facebook și câți v-au venit din Instagram, când accesări, completări și cumpărături, voi vedeți de fapt eficiența la fiecare canal diferit. Și atunci puteți lua decizii mai bune când o să vorbim despre partea de promovare. Campaniile, după cum spuneam, da, live-uri, îmi trebuie încărcător la ăsta. Live-urile care presupun în Instagram acele odată în săptămână, odată în două săptămâni, pe care le fac și eu inclusiv. Aceste live-uri se întâmplă să fie pentru început, pentru unii din voi, cu 2-3 persoane, 5, voi și încă mama, tata, mâța, dar ele merită. Pentru că acele live-uri, de fapt, vă antrenează capacitatea voastră de a fi prezență în online, ca ulterior să vă fie mai ușor să faceți stories-uri, pentru că s-ar părea, dar nu-i deloc ușor, să vorbești cu o cameră în care nu te vede, nu reacționează nimeni
Și tu înțelegi la un moment dat că ai acele câteva postări, câteva persoane care sunt tot ai tăi și de parcă nu poți să vorbești la bucătărie. Mai departe avem pagina proprietarului. Și când spun de pagina proprietarului, aici mă refer la pagina voastră de Instagram. Pagina voastră de Instagram care presupune același lucru, să faceți un share de link, sunteți proprietarul acelui brand sau acelui, da, ce este acolo. Și pe pagina voastră din când în când ar fi fain să mai apară, să nu fii profil închis. Urăsc profilurile închise cu viața privată, pe care o mai spun unii că am viață privată. Viața voastră privată de acasă deja nu mai este, nu știu dacă sunteți la curent, pentru că știți cum, telefonul vostru tot vede și aude de mult, dar pe Instagram cu atât mai mult. De asta puneți acolo tot ce trebuie să vadă oamenii și deschideți-vă profilul și lăsați să abonezi oamenii și lăsați să vă urmăreați cei care au de vă urmărit și doar cei care vă fac rău, blocați-i, dar în rest fiți fericiți. Știu că nu toți să accept treaba asta, că luptăm și noi zilnic cu treaba asta, dar oricum ne ajută. Bun, mergem mai departe cu TikTok-ul, o platformă care cu regret și astăzi este ignorată de o bună parte din voi. Nu știu încă de ce. Ei bun, știu, eu aud comentariile în fiecare zi, gen, nu cred eu în prostii. IGTV cum se utilizează, Tatiana, intră și testează. Acolo încarci un video care e mai lung și care se duce în IGTV și tot așa. Ei, șepe acolo, nu e foarte complicat. Ce vreau să spun despre TikTok? Asta este, după mine, știți, unii din voi, nu știu, în funcție de vârstă, de fapt, dar unii din voi, la o vârstă deja suficient de adult, matură, ați auzit cândva, hăt, ani în urmă, Doamne, eu nu voi putea lucra cu TikTok-ul, cred că nu voi avea răbdare. Leona, asta e problema ta, cu regret. Apoi, iată, ce vreau să spun? Prin anii 2012, 13, 14, unii din voi știați, ați auzit odată de Bitcoin. Bitcoin. Și spuneți, de-aia prostii capul lor. Dacă ați fi cumpărat de atunci de $100 Bitcoin, astăzi erați fiți multimiliardari, nu milionari, miliardari. Apoi, după mine, într-o formă o leacă mai soft, dar TikTok-ul e și chestii. Cei care au intrat, au prins valul și au intrat în acest TikTok la timp, la început, când alții tot spuneau că șază, încă unii spun că asta e prostie și asta e bret și asta e... Apoi, iată, TikTok-ul este platforma care are cea mai bună eficiență raport preț și rezultat din toate platformele care sunt acum. Altceva e că mulți nu o utilizează deloc sau o utilizează dar ineficient sau o utilizează doar pentru hi-hi-ha-ha, prostii, tanță, șmanță și trenduri. Dar dacă voi ați intra în TikTok și, bun, cine nu mă urmărește pe TikTok ați pierdut tare mult, iată, eu am găsit azi foarte întâmplător cât eram. Eu am 70.000 de urmăritori. Produsele, serviciile noastre, 30% din ele, astăzi sunt de pe TikTok. Văd aici pe, azi mi-a apărut Rita, da? Ea are câți acolo? 500 și de mii de urmăritori. 500 și de mativo mii de urmăritori. Vă înțelegeți ce înseamnă asta în principiu, așa, ca cifră? 500 de mii de urmăritori. Cât trebuie să faci tu pe Instagram sau pe și TikTok-ul nu-ți permite să promovezi cu bani, deci nu faci campanii cu bani și nu depinde cum îl începi. Dacă începi prostie, așa și va merge. Da, e drept, Alexandru. Dar TikTok-ul nu-ți permite să promovezi cu bani. Asta înseamnă că acest om doar a postat conținut util permanent, care a făcut să vadă cât mai multă lume informația respectivă, ca să vrea să se aboneze la el, ca mai departe să pună acolo de sub un link. Dacă îl vedeți voi încă o dată acum și o să trageți atenția la cum arată profilul respectiv, profilurile inclusiv a meu, și oamenii să acceseze acel link și să ajungă pe site și să lasă datele. Și TikTok-ul este una dintre cele mai bune platforme, inclusiv pentru că pe această platformă voi vă puteți pune video, încărca materiale utile, care țin de domeniul vostru. Cum poți utiliza TikTok-ul promovând obținerea cetățeniei unei țări? Cum poți utiliza TikTok-ul promovând? Cum poți promova? Pui acolo sfaturi utile, Tatiana. Sfaturi utile despre cum să obții. Tot! Într-un minut, în fiecare zi, pui câte ceva util despre cetățenie. Cât durează drum până la Iași, cât costă ușeie, cât costă ceilalte, ce trebuie să faci, care sunt pașii, cum și tot așa. Dai sfaturi, iată cum spune Natalia, într-un domeniu anume. Atât. Asta trebuie să faceți voi.
Și vă abonați la cei care credeți că ar putea să vă dea ceva informație utilă, să luați ceva informație utilă. Și atunci pentru voi TikTok-ul devine o sursă de informații concret pe tema voastră și paralel cu asta voi vă adunați publicul țintă care, aleatoriu ales strâns din toată lumea, vă urmărește pentru sfaturile utile și paralel cu asta se abonează la, completează formularul respectiv. Eu nu știu ce trebuie să mai spun și trebuie să mai fac ca să conving pe unii ca să fie prezenți acolo. Nu știu. Crezi TikTok-ul e util în B2B? Bună întrebare, mulțumesc. Ce documente trebuie plus minus adresa, sfaturi de tot felul? Ce documente trebuie plus minus? Da, Valentina, ai dreptate. Odată ce ne promovăm, dați înapoi comentariu, odată ce ne promovăm peste tot în offline și online, mai devreme sau mai târziu ajungem în vizorul autorităților și a sistemului corupt, fiind antreprenor începător, luptăm sau achităm? Dacă luptăm, cum o putem face? Anton, șilți pe business-ul și cariera ta de antreprenor și ieși și te angajați undeva și stai cu minte acolo și nu fă valuri ca să vină bau. Pentru că întrebarea ta din start e una din asta, știi, cu sens negativ și cu dacă vine, dacă... De câte ori ai stat închis pe la 13? De câte ori te-a luat fiscul de curs poliția, mă scuz, de... Și tot așa. Nu, tu înțelegi că tu acum vorbești despre că am auzit în cărți. Că n-ai mai statul precis pe undeva pe la autorități, că dacă stăteai deja aveai experiență și aici deodată puneai și sfatul cum trebuie să treci de aceste perioade. Da, e vorba de drobul de sare, exact cum spune Natalia. Corupția, societatea, bla bla bla, asta sunt până și povești. Vrei să faci curat pe alb, dă-i foc, că nimeni nu te încurcă. Dacă nu ai posibilitatea, că ne promovăm pe online și pe offline, dacă te promovezi, evident, toată lumea se promovează și eu probabil nu o să te șochez acum, să-ți spun că 95% din toți cei care se promovează pe online și pe offline lucrează pe negru sau sur. Și e că tu te-ai găsit luptător pentru dreptate, adevăr, care nu vrea să facă decât bine acestei țări și tot așa. Mai scurt, mai înțeles. Nu știu dacă trebuie să mai comentez, dar asta e ideea. Dragii mei, prietenești, vă rog, fășeți-vă azi un cont de TikTok, urmăriți-mă pe mine și opțen. Și după care începeți a posta de mâine lucruri bune, rele, mai banale sau nebanale, din tema voastră, sunteți studenți din studenții, sunteți marketer din marketing, sunteți constructor din construcții, sunteți croitor din croitorie, dar postați de mâine câte ceva pe acel TikTok. Vă recomand. Asta e, știți, acu' e Bitcoinul 5. El a să ajungă iar 40-60, adică TikTok-ul, și voi o să fie târziu. Faceți asta azi, nu ratați șansa. TikTok îți dă posibilitatea să promovezi gratis, să înveți cum funcționează algoritmul TikTok-ului și content bun și foc la ghete. De mult magazinul le-am aflat de pe TikTok, influencer de mult nu mai promovează ce cu adevărat este bun. Da, ai dreptate, Alexandru, da. Bun, noi mergem mai departe și un următor șoc pentru cei care sunt aici. Ta-da, adnaclasnici. N-aș fi vorbit de această platformă, știind părerile și impresiile voastre, dar pâlniile clienților noștri arată altceva. Pentru că ați văzut deja cifre un pic mai devreme, noi lucrăm doar în baza cifrelor și conversiilor inclusiv, și acele conversii arată că da, adnaclasnici încă funcționează și da, acolo este public țintă care este gata să cumpere produsele sau serviciile voastre. De asta, pe adnaclasnici voi trebuie să aveți acea pagină profil pe care să faceți postări în grupuri, să postați materiale de construcții sau, nu știu, servicii de careva pentru toată țara sau orice altceva. Fiecare sat precis, dacă nu oraș, are grupă în adnaclasnici. În fiecare în acele sate vă cereți să vă dei voie să vă logați și mai departe, o dată în săptămână, o dată în două săptămâni, puneți un anunț cu informația despre ce aveți voi acolo, produs sau servicii și cu link spre site-ul vostru. Dacă puneți referalul, că o să vă învățăm noi cum să faceți referalele respective, o să vedeți și o să rămâneți șocați de cât de mulți clienți încă sunt acolo și da, încă ei există. În OK este pagină business, profil, ca să poți, în adnaclasnic profil zic, ca să poți să postezi în toate grupurile. Profil cu numele companiei tale. Bun, sper că aici pe scurt v-am convins ce opțiuni încercați, dar iarăși, voi până nu măsurați rezultatele cumva cu referale și nu aveți un landing sau un site, nu prea aveți cum să știți dacă merge sau nu.
SMS marketingul. Ce presupune SMS marketingul? Asta înseamnă că aveți voi o bază de date sau aveți o bază a companiilor care se ocupă cu expediere de mesaje. Și atunci voi le dați această bază a voastră de date, de, nu știu, iată, unii de voi ați primit, ați sunteți la webinar pentru că ați fost la un alt webinar și sunteți în baza noastră de date și noi am trimis SMS-ul și voi v-ați înregistrat. Păi iată, baza respectivă de date costă 30 de bani mesajul, dacă e baza lor de date, una la rece, unii conversii o să fie mult mai mică, acolo este 45 sau 40 sau 45 de bani mesajul. Și iată, la 10.000 de oameni ați trimis cu 450 de bani 4.500 lei la 10.000 de oameni și din 10.000 de oameni, de exemplu, 300 o să acceseze link-ul și ala din SMS, că n-a să creadă că e spam. Și după ce au accesat link-ul respectiv, au ajuns la voi pe site și pe site completat acolo pentru voucher sau pentru ceva gratuit ce aveți voi. Și iată, din 10.000 de oameni, 40 au cumpărat sau 20 au cumpărat sau 10 au cumpărat. 10 oameni au cumpărat produse sau servicii de 2.000 de lei, dintre care profitul este de 1.000 sau de 500, 500 mulțit la 10, asta sunt 5.000, voi ați investit 4.500 și 5.000 ați câștigat, 500 lei profit curat. Dar mai aveți și oameni care deja vă lăsa contactele chiar dacă nu au cumpărat acum. Merită? Cu siguranță merită de încercat, cel puțin. Sper că v-am convins. Noi lucrăm cu compania Unifan, puteți să găsiți pe ei, puteți să găsiți pe altcineva ca să expediați SMS-uri. Spuneți, vă rog, până aici, dacă aceste câteva platforme suntem pe aceeași undă și sunt relevante pentru voi, pentru că mai avem și, influencerii. Deși cu roz, nu știu, pentru că atrage atenția, și noi ne combinăm asta, influencerul cu mine, așa-s combinul, leacă, așa. Apiată influencerii, tot sunt și merită și au dreptul la viață. Câteva detalii care ar trebui de care ar trebui să țineți cont atunci când vorbim despre influențe. Întâi de toate, să-i luați pe cei care sunt cu publicul vostru țintă. Adică cei care au clienți care o scumpere de la voi produs sau serviciu. Spun asta, evident nu prea puteți ști dacă nu aveți posibilitatea să măsurați rezultatele. Asta ar însemna că știem că Valentina o să mă întrebi pe care îi recomandați. Nu recomand pe nimeni. Pentru că dacă vindeți serviciile de consultanță, eu am dat webinar gratuit la 7 influenceri, la fiecare din ei buget și la fiecare din ei link referral și cu părere de rău n-am putut să fac prin screen-ul, dar o să vă arăt neapărat la întâlniri, la consultații, dacă o să veniți. Fiecare influencer câte accesări mi-a adus, el are 200.000 de urmăritori sau 170.000 sau 220.000 și la dânsul swipe up, la ce a spus el acolo util despre seminarul meu, au făcut 160, 180 de oameni, 220 și 130, că erau vreo 6 influenceri. Și sunt înregistrat de la 1.40, de la 1.20, de la 200.000 de urmăritori are și că atâtea completări formulare. E bine sau rău? E nișcum. Pentru că posibil doar 100 și au completat formularul, au făcut swipe, posibil doar 30 au completat formularul. Dar dacă din 30 de oameni, unul a cumpărat serviciile noastre, eu mi-am răscumpărat investiția în acel influencer. Și asta pentru mine înseamnă să măsori rezultatele. Nu este despre bun sau rău. Deci, după cum vedeți aici, da, cei care au publicul vostru țintă, le dați link spre site, le dați și după ce le dați link spre site, să măsurați conversia finală. Câți din acei oameni au completat formularul și câți din ei după asta au cumpărat. Și atunci o să înțelegeți că ați investit 150 de euro într-un stories la un influencer, iar ei, până la urmă, câți dintre ei au completat acel formular și au cumpărat, v-au adus 300. Din toți care au văzut. Nu trebuie să dea influencerul ăsta doar tag și atât. Tag să vă urmărească lumea, mulți sunt pe Instagram și pe urmă să vă urmărească din trânși foarte puțin pentru că s-au dezabonat și la un moment dat algoritmii o să arăte strașnic și nu o să vrei lumea să... Nu trebuie așa. Următoare platformă, Google. Google platforma are câteva instrumente de care ar trebui să țineți cont, dar poate din 200-150 și moartă, dar nimeni nu spune că nu, eu și asta poate să fie absolut. La Google, eu știu că asta o să pară pentru unii poate deplasat, straniu sau irelevant, dar mai sunt din cei care, atunci când le facem site, și el după asta se duce acasă și vine înapoi și spune: Alexandru, este o problemă, site-ul meu în Google nu-i.
Când tu ți-ai făcut site, ai cumpărat domenul www. Asta nu înseamnă că site-ul tău deodată să apară în Google. Dar ca să apară sigur în Google site-ul tău, trebuie să utilizezi cel puțin câteva instrumente, dacă pot să le spun așa. AdWords, asta înseamnă atunci când oamenii caută cuvinte cheie, cuvinte petreceri pentru nunți, tamada, papuși pe halat, scaune, mobilă pentru și publicitatea ta plătită fiind apare în prima pagină acolo și oamenii poate să clicheze ca să ajungă la tine pe site. Asta e un public țintă fierbinte și merită să utilizezi acest instrument. Mai este Google Display. Asta ar însemna acele bannere pe care le vedeți voi peste tot pe undeva pe Google, care vă și urmăresc inclusiv și reurmăritul acestor bannere mai presupune remarketing. Dacă ați fost odată pe Airbnb sau pe site-ul ăsta cu hotel, cum se numește el? Am uitat. Apoi iată, cum se numește site-ul acela cu unde se bronează hotelele? Apoi iată, după asta vă urmărește reclama acestor hotele inclusiv și peste tot. Pentru că se face remarketing, da? Tot din Google instrument, care este booking, da, doamne. Apoi iată, iată asta înseamnă remarketing. Display-ul, remarketing-ul și Google AdWords-ul. Merită banii pentru că acolo, pentru unele niște business, clienții, întâi de toate, în Google intră și caut după cuvinte cheie. Sau un alt instrument foarte aplicat des de ca și instrument de căutare, 3D9. 3D9 unde lumea intră, evident, și începe a căuta ce... Și cât de straniu n-ar părea, servicii de marketing, creare de logo și site, lumea caută în 3D9. Și eu am rămas, evident, un pic surprins și neplăcut, șocat, pentru că noi de mulți ani nu eram acolo și promovam serviciile noastre, dar clienții noștri tot și inclusiv acolo erau și ei căutau aceste servicii 3D9 și noi trebuia să fim și noi acolo. De asta, despre 3D9 trebuie să vă spun doar câteva detalii, anunțurile să aibă un copywriting bun. Bun, asta ar însemna inclusiv cu umor, inclusiv calitativ, inclusiv să arate bine, inclusiv. Deci, anunțurile trebuie să fie faine, scris bine și nu tot textul unul lângă altul lichid și cu greșeli și tot așa. Dedicați 10 minute, dați și cu verifici cineva, puneți bifile și ele acolo, puneți link-ul și ăla calitativ, dar faceți acele anunțuri bine pentru că le citesc mai mulți oameni decât credeți voi. Voi și puteți vedea câți. Inclusiv imaginile să fie calitative. Dar stați un pic în Photoshop și ăla sau măcar în editarea din telefon și editați acea imagine până la capăt. Eu știu că asta nu ocupă tare mult și eu tot n-am când de fiecare dată auzim noi lucrul ăsta, dar găsiți-vă acel când și faceți asta odată și pe urmă aveți grijă ca să faceți boost la acele anunțuri și să le promovați permanent și tot așa. Contul companiei voastre, serviciilor voastre trebuie să fie de business, adică dacă compania se numește Bridge, contul în 3D9 trebuie să fie Bridge, dar nu Ivan, KHMF. Pentru că l-ați făcut 100 de ani în urmă. Faceți un cont de business nou care să aibă numele site-ului vostru. Numele site-ului vostru să fie contul de pe 3D9. Sper că am fost suficient de explicit. Și dacă credeți că produsele sau serviciile voastre pe 3D9 nu se vând și nimeni acolo nu-i, puneți-le voi. Pentru că atunci când lumea în Google inclusiv caută, 3D9 foarte bine se indexează în Google și atunci puteți apărea în Google printre primele pagini pentru că anunțul vostru era pe 3D9. Asta e o sugestie prietenească din experiență luată. De asta fiți cumva deschiși la minte și puneți acolo anunțul ăla. Mâncare nu șeri, lasă-l și ei. Putem să punem link-ul? Sunt unii care îmi scriu și mesaje și că vor consultația. Nu ar mai arătați slide-ul cu 3D9 odată, vă rog. Slide-ul cu 3D9 acum îl arătăm cu toate detaliile. Dar între timp, iată, în loc de ofertă steps aici, punem link-ul cu consultația gratuită. Pentru că unii astăzi ar putea în sfârșit să beneficieze de acea mega reducere de 37% la oricare din servicii, dacă nimeriți printre primii 37 de oameni care s-au înregistrat. Așa, ofertă, evident, o să mă umoare cineva, dar odată în an noi ne putem permite că dacă voi beneficiați de această ofertă și în luna asta mai și pornim cu voi lucru, vă dați seama și fericire pe capul vostru. Următorul instrument despre care vreau să vorbim este e-mailul. Știu că majoritatea deja l-a uitat de dâns sau îl ignoră, dar după cum arată iarăși rezultatele împâlnirea noastră și eficiența acestei, o bază mare de date.
pe care o aveți stocată de mulți, mulți ani de zile și pe care, de exemplu, o utilizați poate mai rar, nu atât de des ca înainte, și da, în care aveți deschidere de 6%, 3%, 8%, nu contează. Dar din 20.000 de e-mail-uri pe care le aveți voi, dacă deschid acel e-mail, de exemplu, 1.000 de oameni, și dacă dintr-o 1.000 de oameni, de exemplu, clichează pe link-ul și ala vostru 200 și din ei 150 se înregistrează la webinar, eu cred că ăsta e un succes. Și unii din voi aici, atunci cine au venit de pe e-mail, puteți scrieți e-mail, că eu să înțeleg că ei sunt și voi să înțelegeți că ei sunt. Ei sunt oamenii care s-au înregistrat la acest webinar de pe e-mail. Chiar dacă și costurile sunt mici, pentru că abonamentul de a întreține această platformă pe lună e 100 și de euro, da? Dar din acei 100 și de euro investiți, tu ai 100 și de oameni înregistrați aici. De pe Facebook fiecare client te costă dublu decât de pe e-mail. Ia uitați-vă câte e-mail-uri deja au început a apărea aici, da? Înțelegeți la ce mă refer? Merită să utilizați acest instrument. Să fie și puțini, dar ei sunt. Și oamenii ăștia încă sunt de, ești din categoria celor care nu sunt pe TikTok, nu sunt pe Adna Clasnic, nu sunt pe Facebook, ei sunt în LinkedIn și ei citesc e-mail-ul. Ia că ți-e două platforme. Puteți confirmați cei care ați scris e-mail, deși voi din e-mail ați venit și nu din altă parte. Dar asta e realitatea. Și atunci, pentru acești oameni, trebuie să oferiți alternativa TikTok-ului și altor platforme. Bun. Apoi iată ce trebuie să atrageți atenția în e-mail este baza voastră de clienți pe care să o creșteți de fiecare dată. Alte bază de date pe care ați putea să le găsiți de pe undeva, inclusiv, da? Așa, păstrând confidențialitatea și totodată GDPR-ul. Calitatea textului, copywriting-ului, că n-am putut intra din SMS. Ia că poftim așa o problemă. Calitatea textului și periodicitatea. Periodicitatea mă refer aici la să fiți cu acel e-mail prezent măcar o dată în lună, poate și mai des, o dată de două ori în lună, dar nu mai des. Unii oameni nu o să deschidă acel e-mail la vostru, produs sau serviciu pe care l-aveți, dar ei titlul ce obțin o să-l vadă până nu o să vă arunce în spam sau o să vă blocheze. Și ei de fiecare dată o să vadă o dată în plus, o dată în lună, bridge. Dar cine-s băi ăștia m-au săturat? Ai auzit de bridge? Da, am auzit, dar de unde? Dar nu știu, dar am auzit. Pentru că foarte puțini oameni au așa tupeu ca să intre și să și curajul, și dorința, și mai nu știu ce, ca să intre și să dezaboneze. Pentru că cartelul de telefon e în alt telefon și telefonul e uitat acasă. Da. Bun. Un alt instrument de marketing, platformă de marketing, este billboard-ul. Aproape foarte puțini îl mai utilizează astăzi, dar îl utilizează decât companiile mari și tot așa. Nu recomand asta la cei care sunt începători startuperi, dar ce ar trebui să țineți cont, de ce ar trebui să țineți cont atunci când vorbim despre billboard-urile astea? Da, sunt și astea video, format video, dinamic acolo, informația asta o văd unul peste nu știu câți clienți, că acolo sunt oameni care stau în trafic, pentru că acolo sunt și alte spoturi și nu-i doar a vostru astea care cu format video, dar e mai dinamic, interesant și captează atenția. Dar sunt și cele statice, da, care pot fi de direcționare, cu săgeată către magazinul vostru, salonul vostru sau, nu știu, depozitul vostru, de imagine în care pur și simplu prezența prin oraș, un om vede de 30 de ori același billboard și la un moment dat deja înțelege, știe că există așa un nume, nu înțelege poate și cu dânsul, asta e altă problemă, pentru că voi n-ați făcut pe acel billboard o vânzare, vreo ofertă, vreo mai nu știu ce, ușor de, că să-i spuneți, intră la noi până la data de și nu pur și simplu ne-am deschis. Darwin a captat atenția odată cu zilele alea. Da, este și așa ceva, de asta trebuie să fiți atenți. Ce puneți acolo? Ce imagine? Care e textul? Cât de tare se vede telefonul și ăla și distanță? Câteodată trebuie să te apropie și de aproape și nu-l vezi. Adresa, dacă e indicată, să se vadă clar. Pentru oamenii care cu mașina traversând acolo teritoriul ăsta pe unde este billboardul vostru, fără să oprească sau să înceteze, să poată să vadă informația fotografiat odată așa cu ochiul și să fie memorabil. Unde te adresezi pentru a putea instala un billboard? Nu instalezi billboard-urile, deja lucrezi doar cu cele instalate, dar te adresezi la compania care deține acel billboard și ea îți dă toată informația și ce billboard-uri au disponibile, de când și cum. Un alt instrument, platformă, flyer-ul sau voucher. Diferența dintre flyer și voucher este că flyer-ul e doar informativ, voucher-ul este în schimb la ceva. Poftim un voucher de 100 de lei și trebuie să veniți cu dânsul ca să
oamenii nu o să arunce acel voucher pentru că pentru el înseamnă valoare de 100 de lei. De asta, mai în orice context, încercați să faceți din flyerele care ar fi doar informativi, vouchere care ar fi la schimb. Da? Și atunci oamenii o să le păstrez, nu o să le arunci chiar din prima. Și chiar dacă eficiența lor este foarte mică. Și inclusiv ar trebui să țineți cont de câteva detalii, că ele trebuie să fie cu imagini calitative, cu text bun și cu inclusiv oferta aia, împărțite la locul și la timpul potrivit. Când zic la locul și la timpul potrivit, asta ar însemna în cutiile poștale pentru ofertele de anul nou, voi la sfârșit din noiembrie trebuie să faceți împărțirea aia de flyere. Pentru că oamenii, atunci când trag chitanța asta pentru comunale, se extragă și flyerul vostru ca să știe că la anul nou o să beneficiezi de, pentru că dacă le puneți în decembrie, abia să le scoată în ianuarie și nu mai este relevant oferta voastră. Dacă le împărțiți în intersecții, am împărțit în orele de pic și dacă le dați cuiva să le împarte, să le împarte calitativ și să salute cu oamenii și să nu umble cu gumă și cu căștile în urechi și să nu observe acel client care preia acel flyer. Iată detalii care, de care ar trebui să țineți cont la acest aspect care se numește voucher. Am un voucher de reduce 200 lei la o cumpărătură minimă de 1400 lei. Nu-l voi folosi, dar nici nu pot să-l arunc. Da, 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 Mihaela, este cu regret așa o problemă. Exact la asta mă refer. Dar prezența acelui flyer la tine în casă înseamnă încă marketing și branding pentru PR, pentru acea companie, că tu tot vezi brandul respectiv. Știu ce înseamnă asta. Spre final, please, o părere despre promovarea în Viber, reclamă, comunitate, canal și WhatsApp, Telegram, please, că la capitolul promovare. Tatiana, nu-i nici bun, nici rău. Faci postare acolo, știi cât ai plătit, știi câți clienți au întrebat, știi câți clienți au cumpărat, profitul raportat la cheltuielile care le-ai făcut, merită sau nu. Punct. Dacă ai posibilitatea să pui link acolo către site, în grupul respectiv, și să vezi câți au accesat acel link și câți dintre și-au completat formularul, și mai bine. Merită dacă e o comunitate bună de potențiali clienți care ulterior o să aducă bani. Testează. N-am absolut nicio părere bună sau rea. Până când nu testez. O altă platformă sunt webinarele. Și da, pentru unii din voi, specialiști în frumusețe, în haine, în construcții, de ce nu? De ce să nu faceți webinare? Live-urile care spuneam un pic mai devreme, doar un pic mai organizate. Când contactele oamenii și le lasă, în live-urile nu și le lasă. Ca să afle lucruri utile. Ce materiale trebuie să utilizezi pentru fațade? Care sunt cele mai recomandate vopsele pentru nu știu ce? Ce materii trebuie să folosești pentru rochia potrivită de vară? Cum să alegi inul pentru hainele de mai nu știu cum? Care este metoda de machiaj, adică tematică pe nișa voastră de business, din care organizați un webinar, așa cum îl vedeți pe ăsta, din care ulterior contactele respective le apelați ca să le oferiți ceva interesant, o ofertă sau mai știu eu, deci ofertele respective trebuie să fie acolo prezente și evident webinarele astea ar trebui să fie sistematic, nu odată în an. Ce părere ai despre magazinul din Facebook? Nu știu cum lucrează, că încă nu am văzut sau n-am avut noi antreprenori care să facă bani din magazinul din Facebook. Ca prezență el există, dar ca și eficiență nu prea. Facebook-ul ca și, care cere să pui și prețul la produs și mai nu știu ce, de obicei face, omoară conversia pentru că omul a văzut ca și pe un magazin online. A văzut informația, s-a informat, îți mulțumim și la revedere. De asta nu știu. Dacă ați prins ideea cu webinarele, ea e destul de simplă. Organizați acel webinar pe platforme inclusiv gratuite, promovați acel subiect. Când organizați webinar, voi strângeți contactele la oameni care sunt interesați de subiect, înseamnă că ei sunt interesați de tema voastră, fie construcții, frumuseți, haine sau mai știu ce. Și în momentul ăsta, după ce ați creat webinarul, dați-le o ofertă interesantă, după asta apelați-i și după asta propuneți-le la cei pe care ați apelat serviciul vostru cu vreo ofertă interesantă și o să vedeți ce crede lumea, inclusiv despre serviciul vostru, dar voi aveți public cald pe care o puteți converti în religia voastră. O altă platformă de promovare, Radio TV. Eu știu cât de des unii sunt tentați să intre pe aceste platforme pentru ca să ne audă toată țara, toată lumea să știe de noi. Posibil, dar nu e cea mai eficientă dintre platforme. Nu e cea mai eficientă dintre platforme doar pentru că costă scump și se măsoară greu. Costă scump bugetele la radio. Poate nu sunt atât de mari, dar sunt și posturi care câteva sute de euro pe lună te tot promovează. Dar iarăși, acolo audiența nu e atât de. La TV e ceva mai scump. Și cu banii pe care tu ești, în care ești la TV doar ca imagine,
tu ai putea să acoperi în online mult mai mult. De asta trebuie să țineți cont atunci când e vorba de radio sau TV, de unde este publicul vostru țintă, care sunt cele mai bune prețuri, mai lăsăm un pic așa, care sunt cele mai bune prețuri oferte, că sunt și oferte sărbători, variante, sezoni, sezonă, etc. Și la aceste radio sau TV s-ar putea să prindeți niște oferte interesante din care să beneficiați de acea promovare la jumătate de preț sau nu știu cum acolo. Însă, e încă o dată zic important ca să înțelegeți că de fapt online-ul, radio TV-ul e în susținerea online-ului. El e în susținerea online-ului pentru că aici în online omul direct clichează și cumpără sau decide să vă lasă contactele, iar în radio sau TV el confirmă încă o dată în plus brandul pe care ulterior când îl vede pe rețelele sociale spune da, 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 eu știu de dânci și acționează. Și evident doar pentru recunoaștere de brandul unii ar putea să facă acea prezență la radio sau la TV. Suntem în peste tot, lumea auzit de noi, o, da, sigur, sunteți, bravo, am auzit de voi, tare îmi place, tare îmi place. Spuneți-vă, rog, încă o dată acum, la final de acele 13 platforme, dacă suntem pe aceeași undă, 1, și dacă pentru voi este posibil de mâine să implementați promovarea companiei brandului vostru pe 3 din aceste platforme. 3 mă interesează, deci 3. Oricare le alegeți voi, puteți scrieți deodată care ar fi ele. Cam da, dar e mult timp. Anatol, posibil că e mult timp, dar e important eficient să fie. Înțeleg că e mult timp. Eu nu știu, mai repede, nu știu dacă se poate. Spuneți-mi care ar fi acele 3 platforme, deodată scrieți, care sunt 3 platforme pe care voi suntem informați foarte util. Super, super, super. Care sunt 3 platforme pe care voi le-ați implementat de mâine ca Instagram, trebuie din nou Facebook. Super. Eu v-aș sugera în general să luați mai multe, 5-7 deodată, odată. Și după asta ați deja instalat TikTok-ul, lumea, super. Și după asta să vedeți pe care din aceste canale o să aveți mai mult rezultat și după care voi să, dacă vă sunteți antreprenorul, că să mă și cu toate, trebuie să fac promovare pentru că să aveți 20 de acolo, 120 de aici, 2500 de acolo. Dar și așa e de acolo 20 și sunt importanți. Pentru că de acolo s-ar putea să vă iasă contracte care nu erau să iasă din altă parte. Asta e important să țineți cont atunci când vorbim despre promovare. Fii peste tot. Pentru că 2000 plus 200 și plus 20 sunt 2220, dar nu sunt doar 2000. De asta nu mai spuneți la nimeni că noi suntem doar de recomandări și atât. Instagram, Billboard, probabil TikTok, dar nu știu dacă pentru B2B e relevant. Mihaela, e relevant. Ce înseamnă B2B? Spune-mi, te rog. E că B2B ce înseamnă? Și nișă de business poate fi B2B. Și vinzi microscheme, și vinzi chipuri, și vinzi tu... Și vinzi tu un B2B de nu. De sâmbătă le implementăm, că mâine e sărbătoare. Smișno. De mâine mai mulți vor veni la Adnaclasnici. Nu neapărat. Important voi să fiți prezenți acolo pentru companie, dar nu pentru voi. Apoi iată, dacă, că este treaba asta, vreți repede să înțelegeți care din platforme, Telegram și Viber, ele sunt, dar n-am vorbit despre dânsul pentru că acolo e mai mult în grupuri sau reclamă plătită, știți voi cum. Utilizați și Telegram. Ele sunt multe, spuneam, ele sunt zeci de platforme. Eu am spus cele pe care astăzi puteți să le implementați. Chipurile sunt lipsă, sunt ăștia milionari. Da. Servicii financiare. De care, Mihaela, servicii financiare în B2B? Asta și contabilitate oferi. Și tu nu poți fi pe TikTok sau și oferi tu. Ia că spune, depinde pentru ce categorie și de vârstă și oameni. Da. Apoi iată, ce vreau să spun eu despre și B2B-ul. Pentru că B2B-ul, de fapt, în spatele la formula sau noțiunea, formularea asta de B2B, stă un om. Stă o secretară, stă un manager, stă un director, care sunt oameni care vor să informeze despre ce ești prestezi tu și despre ce altceva tu poți să vorbești în TikTok. De asta nu contează și. Servicii financiare, spune despre procente, despre proceduri, despre tot. I'm an account in my place or accounting work. Account.org. Mm-hmm. Foarte frumos. Sper că ați prins ideea cu partea de promovare și nu trebuie să vă convinc că ar trebui să. Dar pentru cei care încă aveți întrebări de cu ce să încep, care-s pașii, eu, Alexandru, eu mă gândesc, eu nu știu, eu vreau, dar eu nu știu cum să fac și e cel mai important pentru mine acum, pentru că revin la ideea de a beneficia de o consultație gratuită. Consultația asta gratuită, indiferent de ce domeniu sunteți voi, că sunteți în vânzări, în import, în construcții, în frumusețe, start-uperi pur și simplu sunteți sau instruiri online, indiferent în ce domeniu sunteți,
Pentru că nișele de business în care avem companii sunt atât de diferite și variate încât nu vă puteți voi imagina. Și consultațiile noastre, evident, costă, dar ele au de ce să coste. Standard ar fi 100 de euro ora, doar așa o consultație, în valoarea cărora poate să ieși de 1000 de euro. Și ieri pusesem pe TikTok, pe Instagram, cum la o consultație venită, pur și simplu o consultație, și după care el deja avea câteva mii de lei. Unii pentru că nu știu ce trebuie să facă, sau nu știu cât pierd, alții pentru că ar putea să beneficieze de mai mult decât au astăzi. Și noi ieri vorbeam la o consultație cu un antreprenor care discutăm de profit 5.000. Și după acea discuție, noi ne-am propus ca în luna noiembrie să avem X2, 10.000 de euro. Real, cu niște instrumente doar implementate și asta e doar într-o discuție. Și cu regret, o bună parte din noi, având un contingent de oameni care ne înconjoară, moare și ei, deja te-au murat atât cât ești murat, dar dacă vrei să schimbi ceva în viață, trebuie să-ți schimbi borcanul. Apoi, veniți la această întâlnire, pentru că fericirea clienților noștri, de fapt, spune totul despre. Și atât, acum, încă o dată, cu nu știu și antiargument, pentru că astăzi și doar astăzi puteți beneficia de consultația asta cu reducere, copiați-vă link-ul de mai sus la consultația gratuită și completați acel formular. Iar cei care încă nu știu de asta, revin cu acel curs steps pe care trebuie să îl luați, pentru că e oferta unică. În mesaj vedeți aici consultația gratuită, dar și o spunem și link-ul încă o dată la acest curs steps. Eu în câteva cuvinte o spun despre acest curs steps, vânzător cu rezultate și vânzări messenger. Iată, orice antreprenor, întâi de toate, poate să n-aibă idee de business sau poate să aibă ideea lui de business, dar ea încă nu este coaptă. Iată, cu ce începe acel curs este ce înseamnă acel antreprenoriat și cum să alegi acea nișă de business. Din 300 de idei care sunt acolo, tu alegi vreo 5 și pe urmă poți să înscrii un mesaj și spui Alexandru care dintre ei te recomandă. După care sunt niște criterii de acele alegeri de niche de business și care sunt primii pași. Și pașii ăștia nu sunt întâi să-ți deschizi SRL. După care vorbim de promovare acolo și sunt toate instrumentele de promovare și de ce este nevoie acolo. După care sunt instrumentele de vânzări, cu scenariile de vânzări, cu modele de scenarii de vânzări și tot așa. Deci tot cu Excel, materialele video vin la fiecare din teme. După care este contract de parteneriat, SRL-ul, cum se deschide contabilitatea, model de cash flow cu banii care intră și iesă. Pentru că, atenție, când vorbesc de consultații, 80% din antreprenori care bani s-au învățat să facă de la câteva mii, la câteva zeci de mii de euro, finanțele le țin în carnet. Eu nu zic că în minte încă unii le țin. În carnet! Pe când poți într-un Excel pur și simplu să pui cifră de intrare, cifră de ieșire și sunt acolo formulele setate și tu ai la zi toată informația necesară. Nu în Google Drive ți-ai încărcat documentul și meargă nunta sănătoasă. Oare chiar așa e de complicat treaba asta? Așa că sugestia mea e că vedeți aici în comentarii două linkuri. Copiați-le, dar e important să înțelegeți că cei care astăzi luați cursul Steps, deci vă, dacă nu reușiți azi, că nu aveți bani pe care să o mai știu eu, copiați link-ul, înregistrați-vă și mâine parcursul zilei o să faceți achitarea că mâine e gen roșdenie. Dar e important să înțelegeți că o să primiți deodată și cursul vânzător cu rezultate și vânzări messenger. Când vine antreprenorul și spune, Alexandru, tot ok, eu am înțeles, dar eu mă tem, o leac să vând. Avea ca vânzător cu rezultate, noi trecem de acest mă tem. Voi știți să vă cereți preț și să cereți bani pentru serviciu sau produsul vostru, să nu faceți gentuți de 600 lei și îl vindeți cu 700, dar ați lucrat o săptămână la ea, și nu faceți mobilă de 2000 de euro și să o vindeți cu 2100 pentru garajele de client și tot așa. Și în vânzări messenger, cum să răspundeți voi la în messenger? Cum să angajați un vânzător inclusiv care să facă vânzări în messenger? Când să răspundă? Ce trebuie să răspundă? Și cum să scoată contactul? Nu pur și simplu. Cât e rochea? Preț. Și voi scrieți pasul 50. Mulțumesc. Cu plăcere. Serios? Și asta e toată vânzarea care ai vrut tu să o faci? Și tot așa e sute de mesaje. Sigur că o bună parte din voi ca antreprenori, taman exact asta aveți în Instagram și în Facebook. Ați spus prețul, mulțumim, cu drag, florișică, la revedere. Nu se face așa și astea nu-s vânzări. Pe când, de fapt, 80% din trafic acolo și se oprește în messenger-ul din Facebook și din Instagram. De asta, aceste două traininguri, vânzător cu rezultate și vânzări în messenger, le primiți bonus, cadou,
Dacă vă înscriți, vă înregistrați și procurați astăzi cursul STEPS, pe lângă consultația gratuită la care ar trebui să fiți. Acum, znătăchi vapros. Cei care, până în acest moment, până în acest minut, încă nu ați cumpărat cursul STEPS sau nu v-ați înregistrat la consultația gratuită, scrieți-mi, vă rog, în comentariu de ce, pe brațchi, așa, prietenește, care-i motivul, scrieți-mi, pentru că eu la consultații de obicei îmi trebuie, că vine omul și îmi trebuie, de ce n-ai cumpărat cursul? Și mai departe acolo îmi spun vari motive. Aici nimeni nu vă vede, numele eu să luit până ați venit să vă la consultație, așa că puteți spuneți adevărul purgat. De ce încă nu ați cumpărat cursul STEPS? Că mai de mult ați auzit dânsul. Sau de ce încă nu v-ați înregistrat sau nu intenționați, pentru cei care încă nu intenționează, să se înregistreze la consultația gratuită. Nu mă aflu în țară la moment. Luminița, consultațiile pot să fie online și au loc online. Inclusiv azi am avut 3 din ele în online. Zoom, Viber, WhatsApp și tot așa. Nu contează unii. Noi avem oameni, companii, antreprenori care i-am împachetat și i-am dus în proiecte care sunt în Franța, Olanda, Italia, Spania, Belgia, unii vrei, numai unii, Irlanda, Marea Britanie. Deci, ăsta nu e argument. L-am trecut deoarece am fost la Liga Tineretului. L-am trecut deoarece am fost la Liga Tineretului și ai trecut. Că tu n-ai putut să treci cursul, pentru că cursul n-are nimic cu și am fost eu și am vorbit la Liga Tineretului. Alte argumente de ce încă nu ați făcut acest pas, că e tare important. Nu, uitați-vă. Unii spun eu deja l-am trecut, alții că eu am fost. Sunt oameni care vin la 2-3 ori la consultații și după asta abia înțeleg, sau de fapt de aia și vin, că eu, Alexandru, am fost acum vreo câteva luni, dar încă nu eram copt. De-aia că am venit pentru că e timpul, pentru că ne arde. De asta eu nu știu dacă asta o să mai repet. Nu că nu știu, eu sigur că asta nu o să mai repete. Am înțeles că l-ai primit gratuit. Deci nu o să mai repete asta, de asta uitați-vă încă o dată aici. 37% reduce la toate serviciile. Dacă astăzi v-ați înregistrat, o să veniți la consultația gratuită și o să aveți nevoie de careva din serviciile noastre, atunci, așa că completați atât. Vedeți aici, consultanță gratuită, apăsați pe link-ul ăsta și înregistrați-vă la acea consultație. Și totodată, în comentarii, o să punem acum și un link, inclusiv încă o dată, pentru STEPS. Voi aveți două variante. Consultația am făcut, urmează să împachetăm afacerea și uite cursul azi l-am luat. Ioniela, tu ești tare, tare, bravo. Măi, și fericire o să fie în casa voastră. Vreau mai întâi să propun angajatorului să-l cumpere, dacă nu, deja îl cumpăr eu. Mihaela, tu ești o... Cum se cheamă asta? Ridisca. E că eu să fiu în locul angajatorului tău, jur. Și dacă, Doamne ferește, știu eu că treaba asta, n-ai nicio șansă de creștere în compania mea. Pentru că, de fapt, adevăratul angajat care vrea să crească și să facă ceva în viața asta, e cel care investește singur în trânsul și, pe urmă, dacă o să vrea antreprenorul să-i mărească salariul sau să-i dea mai mult sau să-i dea pentru instruiri bine, dacă nu, nu. Adică varianta asta, eu nu știu dacă... Bun, ai, las fie așa. Dar eu aici e minusul un bal din partea mea. Ieși, cumpără singur cursul și arată-i angajatorului tău că a meritat acea investiție, ca mai departe, când data viitoare să-i șeri de 2 ori mai mult sau de 10 ori mai mult, el să spui nicio problemă pentru că am văzut rezultate și tu să-i spui asta, știți de ce? Datorită faptului că am cumpărat de la Alexandru Bordea cursul STEPS, pentru că el atunci m-a unijit în fața la 100 și ceva de oameni și atât de ce au mers. Corect, investim în noi, dar sunt și de cei care mai și mai de care mai sunt. Consultația online individuală, Luminița, individual. Da, eu știu cum sunt din cei care vin la consultație și așteaptă ca să intre într-o sală și acolo zice ca la biserică și să aștepte toți popa. Nu, consultația este individual, online sau offline, dar este unul la unul în care noi vorbim când nu ai chiți, nu ai motivați să înveți, așa că plătiți bani, băieți. Da, Alexandru, cuvintele tale sfinte. Dacă dorim doar cursul vânzător cu rezultate, dacă doriți doar cursul vânzător cu rezultate, sugestia mea este să vă înregistrați pe link la STEPS, dar când vă sună mâine colegă să spuneți eu nu STEPS, eu am vrut vânzător cu rezultate. Și nu e nicio problemă, o să aveți vânzător cu rezultate. Bun, încă o dată mică remarcă. Primii 37 din cei care se înregistrează la această consultație gratuită,
Că voi unii din voi acum că nu știți că o să aveți nevoie de serviciile noastre. Voi încă nu știți treaba asta, dar s-ar putea să înțelegi după. Că vin unii și spun, Doamne, dar de unde ai fost până acum? E că acolo și-am fost. Doar că primii 37 care se înregistrează la consultația gratuită vor avea 37% reducere la tot pachetul de servicii. De asta sugestia mea este să vă grăbiți și cu partea de consultații. Puteți să puneți, băieți, butonul și ăla de ofertă? Ca lege. Puneți butonul de ofertă pentru că cred că la unii o să le fie mai ușor să beneficieze de ofertă. Iată pe butonul ăsta care îl vedeți aici. Apăsați, înregistrați-vă în următoarele câteva minute, iar eu între timp o să răspund la câteva întrebări. Pentru că mai aveți întrebări. Pentru consultația gratuită apăsați pe butonul ăsta albastru și vă înregistrați. Iar cei care au nevoie de curs, o să vedeți aici oferta STEPS în comentarii. Vânzător cu rezultate, unde vedem detaliile acestui curs? Pe site-ul vr.angrybusiness.md. vr.angrybusiness.md. Dar, Olesea, e că ăsta e un fel de cumpărătură cot în mișche, sau cum se cheamă acolo, da? Mâța în sac, nu cumperi, e că nu știi și cumperi. Crede-mă pe mine, mâța asta în sac merită trei caleane care n-ați le fumeze prietenii tăi sau tu, sau trei în astea șampanii bune, el merită. Deci merită pentru că asta e experiența mea din clasa 7-a și până astăzi, în tot ce înseamnă vânzări, raportat la toate nișele de business care poți fi, raportat la tot instrumentariul, cursurile de NLP, cursurile de psihologie, cursurile de marketing, cursurile de vânzări de antreprenoriat. Merită. Și eu în genere nu cred că trebuie cineva să mai își argumenteze. Tu uiți la agenda, noi vezi niște titluri. Îți spun cum scriu titlurile la training-uri și nu doar. Frumos ca să capteze atenția publicului. Dar pe mine mă interesează conținutul inclusiv pe care tu să-l găsești acolo. Așa că foc la ghete. Dacă aveți cursul STEPS deja, azi oricum înregistrați-vă și o să spuneți mâine că eu STEPS-ul am, dar vreau vânzător cu rezultate și vânzări Messenger, dar la ofertă. Și priviți-le repede. Dați-mi câteva întrebări voi dacă le aveți acum, pentru că presupun, uite, Leona îți spune că se merită. Dacă Leona îți spune, eu cred că merită să o ascult. Nu merge să ne scriem, dă eroare. Unde? Copieți-vă link-ul și poate mai târziu că acum a căzut sistema, că toți odată intră și poate de asta nu merge. Am înțeles corect, ne-ați oferit servicii de a face site online, inclusiv promovare. Da, Pavel, sau Viera, Pavel, sau Viera, că nu știu cum, dar da, noi oferim servicii de creare de site, de nume, de logotip, de CRM, de instrumente de marketing, de scenarii de vânzări, asistență în angajare de personal. Iată. Datorită reducerii tale, îmi pot permite și un vin limitless de la Teodosu. Da, presupun eu că poți. Ar trebui să poți. Pentru cât timp este valabil cursul STEPS? Pe viață. Cursul STEPS e valabil pe viață. Asta ar însemna că voi astăzi îl cumpărați și de 100 de ori pe parcursul întregii vieți puteți să reveniți la dânsul și să-l repriviți lecții cu lecții, atunci când aveți nevoie. Să pur de revin ceva detalii. Nu știu dacă are, puteți să-i scrieți direct în detaliu. Un număr de telefon. Un număr de telefon, Viera Pavel. Dacă completezi formularul la consultația gratuită, acolo pe site este și număr de telefon, dar dacă completezi formularul, mâine dimineață revenim cu un apel și programăm întâlnirea online sau offline în următoarele zile sau săptămâni când o să fie comod, mai ales dacă primești ești între primii 37 de oameni, mai ești 37% reduceri la servicii. De asta eu cred că ar trebui de... Alexandru, am conturat o idee de afacere, dar am câteva idei. O să ne ajutați în timp consultați să decidem de unde începem sau dacă se merită investit în unul sau în alt domeniu. Da, cu siguranță, Elena, exact pentru asta este inclusiv acea consultație. Mai ales dacă ai luat cursul și de seară te uiți, începi să te uiți la dânsul, te uiți la toate ideile și când vii la întâlnire spui Alexandru, căruce idee 1, 2, 3, dar din toate ideile astea eu vreau să merg pe asta. Și spui. Și eu azi am distrus un antreprenor, visul unui antreprenor cu 3 idei de business care a venit, în schimb a plecat cu alte idei care putem să începem mâini. E ca diferența. Și eu cred că în ăsta e frumosul intenției voastre de a face antreprenoriat și abilităților noastre de a vă ajuta să faceți acest pas repede și cu rezultat. Pe mine mă interesează un singur lucru. În 30 de zile din ideea ta de business scoatem profit. Dacă este posibil treaba asta, super. Dacă nu este posibil, la revedere. Am completat, sper că îmi va surâi de norocul și voi beneficia de reducere. Sper și eu, sper și eu. Putem veni la consultație în doi, adică soț-soții, recomandabil, Tatiana. Recomandabil pentru că
De obicei, atunci când vine și soțul, soția, nu trebuie soțul să ducă acasă și să-i explici soției și îi spună, sau invers, soția îți duc acasă și spună, dragul meu, caroce, s-o. Și el, apetă, ca să n-aveți fețele astea acasă, veniți amândoi, serviți amândoi câte o cafea gustoasă, câte un ceai, câte un pahar de apă rece și discutăm. Și mai departe, o să aveți ambii aceiași imagini. Eu pe loc văd, evident, și înțeleg și simt când soția nu e de acord cu soțul sau soțul cu soția și eu ți-am spus, a, ți-am spus că nu trebuie, sau invers. Dar, pe de altă parte, voi de acolo plecați și obțin și puteți pe picior de egalitate să negociați tot treaba asta. Am scris cerere pentru stăps, dar achitarea o voi face cash, sper să fiu din cei 37 cu reducere. 37% reducere la servicii librici. Cursul deja este cu reducere de 75% și plus aveți cadou vânzător cu rezultate și vânzări în Messenger. Dar oferta pentru cursul cu reducere este la achitarea până mâine, deci 24 de ori de azi până mâine. Cine achită online direct, aveți acele 3 cursuri gratuite, steps plus încă 2, sau dacă e cash, mâine. Dar da, sunteți un fel de terapie de cuplu. Da, suntem cu regret sau spre fericire, da, avem și această misiune, pentru că vin suficient de mulți antreprenori care ar vrea mai mult, ar putea mai mult, dar, Alexandru, trebuie să mă înțelegi corect, soția, el nu-i de acord. Și s-a terminat business-ul lui. Un bărbătoi, dita mai bărbătoi, care era să răstoarne munții, soția nu-i de acord. Ei lui iubește. Și lui nu-i trebuie scandal în casă. De asta, sau invers. Soția e agoni. Dar soțul nu dă voie. Și îmi pare rău, cu regret, dar asta e situația. Cât trebuie de achitat? Oxana, pentru ce trebuie, cât trebuie de achitat? 49 de euro. 49 de euro este astăzi cursul STEPS și 2 cursuri absolut gratuite ca bonus. Plus, dacă te înscrii la consultația gratuită, e acolo link-ul sus să-l vedeți, dar trebuie să te înscrii la acea consultație gratuită, mai ai 37% reducere, dacă ești pentru primii 37, la oricare din serviciile noastre. Și credeți-mă, eu așa doar ca și idee, din 1000 de euro ăsta sunt 370 de euro, din 2000 de euro ăsta sunt 700, din 3000 de euro ăsta sunt 1000 și ceva, deci așa ceva nu a mai fost și nici nu se iei. Cei care au fost la consultațiile noastre și au avut ofertă, ei știu ce înseamnă asta. Ei știu ce înseamnă asta și unii dintre ei, dacă poate azi se decid, nimeresc în cei 37 și în următoarele săptămâni, că de acolo 10 zile au mai rămas să beneficiez de ofertă, cred că așa le-a fost norocul. Sau poate nu. Bun, dacă voi întrebări nu mai aveți, dacă deja v-ați copiat link-ul, dar e important să le copiați pe amândouă, că după asta să le reușiți să le completați, de la consultația gratuită și de la curs, vreau să vă felicit și pentru una și pentru alta, pentru cei care tot ați rămas ca de obicei, până la capăt, dar iaca nu mă convins, îmi pare rău de voi, dar mai tare îmi pare rău de copiii voștri, care ar fi avut niște oportunități mult mai mari în viața asta, dar cum părinții sunt niște indeciși, la lor hăt ani, copiii deja, nu, și am avut așa evandat. Dragoste, fericire și să nu vă ploaie, dar în rest vă-ți faci singuri. Așa e. Și avem noi, probabil, e responsabilitatea părinților noștri, dar și o să aibă copiii noștri sau nu o să aibă, e doar problema noastră. De asta cam azi s-ar și decide dacă o să aveți sau nu mai multe posibilități și ei dacă o să le aibă sau nu. Vă doresc o seară frumoasă, vă doresc succes, da, mai rău să nu știi, spun și asta cu regret. Vă doresc succes și sper mult să ne revedem. Mulțumesc la toți cei care au făcut prin screen-uri și m-au tăguit sau mă vor tăgui în Instagram și în Facebook și pe unul mai este acolo. Asta e important. Eu vă mai dau din urmăritorii mei, pentru că la fiecare din voi care m-ați tăguit, după asta văd câți oameni au clicat să vadă imagine și ei, mai ales unii care scriu texte de astea așa frumoase, copywriter din ăștia specialiști. Apoi eu văd cât de tare crește numărul de cei care accesează, mulțumesc Enel, văd cât de mulți accesează acele postări. O seară frumoasă, enorm de mult de atât de informații, cu drag, seară frumoasă, cât mai mulți clienți fideli. Nu, poate nu fideli, dar bănoși ne trebuie, că fideli acasă poate fi. Mulțumesc la mulți ani, da, mulțumesc. Vă dați seama, voi să faceți acum prin screen-uri, la un moment dat și o să vadă lumea și o să spună, ia uite, ei și-l felicita lumea la webinar, pentru că cred că a fost foarte interesant și foarte mulți participanți.
Vă aștept la consultație, ne vedem la acea consultație, ca viața voastră leacă să iei altă întorsătură și tare mult sper că după ce treceți cursul STEPS, indiferent dacă treceți cursul STEPS, dar nu v-ați înregistrat la consultații, cu toate că voi ar trebui la amândouă, cumpărați cursul STEPS, dar copieți-vă link-ul ăsta și vă înscriți și la consultația gratuită, pentru că ele amândouă sunt pur și simplu bombă, ca după să nu mai fie că n-ați încercat. Poate să nu fie pentru voi antreprenoriatul. Și după acest curs, voi să veniți la această întâlnire, o să discutăm și o să spuneți, e bine și fac. Și o fac foarte bine. Mulțumim. Și atunci, voi fericiți, noi fericiți și toată lumea mulțumită. Câteva minute o să mai rămână link-ul ca să reușiți să vă faceți acele etape de click pe el și mai departe. Iar noi ne vedem peste 2 săptămâni, cred, sper. Cu cât mai mulți bani câștigați în a urma serviciilor noastre, sunt sigur că toți avem de beneficiat. Da, așa este. Seară frumoasă și pe curând!